Bine, ați venit pe 26 septembrie la ședința de Consiliu Local. O să dau cuvântul domnului secretar care va preda după ce va prezenta domnului președinte. Am înțeles că va fi domnul Măgirescu Sorin. Președinte, dumneavoastră, domnul secretar, ați verificat 3 luni sau 3 ședințe ordinare? Ca să nu intrăm în... Deci, cum știți dumneavoastră, ca să fim legat. Da? Noi după 3 ani jumate mai întrebăm asta? Nu, că noi am ca să fim verificat. Și atât. Când o întrebare nu doare pe nimeni, nici burtica, nici spate. Deci, domnul consilier, așa cum a fost convocat în ședința ordinară de astăzi, concurs discut 69, din 18.9.2019, din consultarea La articolul numărul 1, aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din 37.2019. La punctul numărul 2, proiectul hotărâre privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli semestrul 3.2019. Mai departe avem proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea casării și valorificării autoturismului sumar PNU, cu număr de matriculare BC06-SIE, și scoaterea la licitație publică în vederea valorificării bunului excavator JTB cu număr din matriculare PC143 și la tractorul număr din matriculare PC133 și de porca aferent. Din parcul autocomunist. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale în la patrimoniul ADIB. Așa, proiect de hotărâre privind aprobarea completării HCN-ul 50-2076 privind stabilirea cu amendă contravențională pentru staționarea temporară a cetelor de rum romanți, rompite doar cu unei scurții. La articolul 6, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici de investiție. Așa, înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Scorțeni de Subacău. La punctul numărul 7 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei de închiriere a utilajului Buldo Excavator marca CAP, aflat în patrimoniul comunei. La articolul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea anulării accesorilor majorărilor în cadrul obligațiilor bugetare restante la 31.12.2018 datorate la bugetul local al comunei Scorțeni. La articolul 9, avem proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele juridice, indiferent de forma lor juridică, sau care nu dețin sau dețin autorizați de funcționare și proces de activitate de perioada comunei Scorțeni. La punctul 10 ar fi prezentarea raportului de specialitate privind cheltuielile de luna iulie-august 2019. La punctul numărul 11 ar mai fi întrebări, interpelări, informări de primar. Și suplimentar, dar Deci, eu am înaintat la comisii, referatul domnului primar, cu, ca să o să puneți pe aprobare, vă dau aprobarea oricine de zi, acelor două proiecte de hotărâre privind desemnarea doamnei Tănață Niculina, funcționar public din cadrul primăriei Scorțeni, și al domnului consilier Ondu Adrian Alexandru, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Scorțeni, pentru perioada 2019-2020. S-ar mai fi proiectul numărul 2, privind aprobarea intrării în domeniul public al OAT-ului, dotări de căminilor culturale din statele Floresc și Bucureni, unde trupa două. Domnul președinte, este aprobarea unde de zi. Da. În primul rând, dați-mi voie să felicit televiziunea, să le urăm bine a venit în mijlocul nostru. O perioadă de absență. L-am întrebat pe dânsul, nu e vinovat cu nimic, nu știe din ce cauză o lipsit.
Dar am înțeles că o fost retribuit cumva, retribuit că... Cum să nu? Da, 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 da. Deci dacă 5 luni de zile nu venim la servici... Am mai spus și în ședința de data trecută, ce stipulează în contract acolo? Colegul a spus că face schimbări din comun. Dar în contractul ținut, eram de timpul acela când s-a făcut cu filmările, era problema pusă cu filmările și ministrul Consiliului Local. Ordinar. Adică principal. Da. Se poate aduce contactul? Domnul președinte, la urmă, ca să fie verificat. Și ca să fie filmat, cum poate pleacă mai bine. Dăm drumul la punctul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare. Suplimentarea ordinului, domnul președinte. Suplimentarea cu cele care le-a citit domnul secretar proiectului hotărâri privind desemnarea doamnei Tănase și hotărâri privind aprobarea intrării în domeniul public cu scorțeni pentru Vărsău, dotărilor culturale. Înainte să supunem la vot procesul verbal, dacă discuții pe ordine de zi asupra procesului verbal, cred că l-ați citit. Să vorbim de ordinea de zi. Ordinea de zi primul ăla. Supunem la domnul pe primul articol. Ordinea de zi, cine este? Cine? Deci eu vreau să mă înscriu la cuvânt. La voi, la cuvânt. Nu, aici, la ordinea de zi. Am luat la cunoștință de ordinea de zi, am luat la cunoștință de suplimentarea ei, am despus ceva și cred că nu-mi luați dreptul ăsta. Nu. Că ori nu puteți să supuneți, poate mai sunt și alții. Ce ne se înscrie? Domnul Dan Firescu Eugen. Aici este cineva? Dăm cuvântul domnului Zanfirescu. Am luat la cunoștință de ordinea de zi, am luat la cunoștință acum de suplimentarea ordinii de zi cu încă două proiecte de hotărâre foarte importante și sunt stupefiat că după 60 de zile de la ultima ședință de Consiliu Local venim cu suplimentări noi acum. Păi ce să vă spună de suplimentarele astea, dacă eu nici nu le-am studiat? Nu m-am documentat. A, vreți să le și aprobăm. Deci eu nu sunt de acord cu suplimentarea ordinii de zi. Dar e problema mea, că ți-l supune la vot. Da? Deci acum puteți supune la vot. Mai mult decât atât, ordinea de zi, am rugat și vă aduceți aminte colegii în mod repetat. Din decembrie chiar. Vreau să discutăm pe achiziția publică, drumurile, refacerea drumurilor Comunei Scorțeni. Cu documente, cu ce este în realitate pe drumuri, care este starea normală a lor, să vedem și în documente ce am avut. Că s-au cheltuit 16 miliarde de lei alocați de Guvernul României, plus 500 de milioane, poate chiar 550, pe acel celebru contract închirier de utilaje. În bugetul pe anul 2018 și n-am văzut nimic. Și mereu ați notat, domnul secretar, și doamna care a fost aici, și domnul primar, aduceți să vedem și noi, să discutăm, să facem o analiză, să vedem banii aia unde s-au dus, că nu se vede nimic pe drumuri. Doi, am solicitat tot din decembrie, în mod repetat, haideți să discutăm de eficiența acelui frumos și grandios proiect la dansuri. Să veniți cu o informare, să vedem cheltuielile și am vrut să vedem pe ordinea de zi aceste informări, aceste informări. Nu sunt pe ordinea de zi. Deci asta este aspectul ăsta. A spus? Deci asta este, am spus că nu, dar nu am solicitat pe ordinea de zi să fie aceste. De ce nu sunt pe ordinea de zi? Că nu vreți asta? Da, nu vreau. Păi bun, am înțeles. Da. Puneți la vorbă. Nu sunt de acord ce spune. Atât, da. Puneți la vorbă. Supunem la vot suplimentare. Suplimentare. Cele două proiecte sau suplimentare? Suplimentare în patrimoniu ca să luăm banii de la FIR și ăsta cu destinarea de... La
Consiliul de Administrare. La Consiliul de Administrare. Că au venit ieri și trebuie să fac exact la audiență, că nu au venit din aici, că nu vreau. Astea-s de înțeles, le înțelegem oamenii din acesta. Cine este de acord? Cine este pentru? Ordinea de zi sau... Da, ordinea de zi. Suplimentare. Suplimentare. Spuneți oameni, vreau să înțeleagă o dată. Pentru suplimentare, ordinea de zi. Ordinea de zi sau votată. Haideți, ați primit asta, da. Da, domnul Zanțelegi. Domnul Zanțelegi, poate, domnul Eugen. Impune domnul Zanțelegi să abține. Nu. Doi. Împotrivă. Da. Și... Ce vreau? Aprobarea procesului verbal al ședințelor din Consiliul Local Scorțeni din 31.07.2019. Da. Eu aici am să mă înscriu la cuvânt puțin. Ce ne se înscrie la cuvânt? Acolo la Ambăluș. Deci, Ambăluș. La primul ce? Domnul Fadimă și domnul Iheț. Da. Deci dacă se atinge ceea ce am vrut să spun eu, nu să mai iau cuvântul. Ok. Mai este cineva? Nu, frumos. Domnul Ambăruș. Dăm cuvântul domnului Ambăruș. Da. În ordinea de zi a ședinței din data de 31 la articolul 4 era proiect de hotărâre privind execuția bugetară. Da? Citind procesul verbal, nu mă regăsesc acolo. Eu m-am abținut. Unde se spune destul de clar și domnii care, deci cu numărul de 4, cu aprobare, nu știu, eu vin cu rugămintea a se verifica mult mai bine, atenție mare la problema asta, Cătălin, da? Da, dar nu mă da, e o problemă, sau nu trece? Lăsați-mă să termin. Eu nu știu despre ce este vorba. Ați avut om pentru care, ce prea bine, se contrasemnează pentru legalitate, se trimite în termen de atâtea zile. Da? Eu vin cu rugămintea, atenție mare la chestia asta, dar s-ar părea că nu prea e bine că nu trecea, da, acest articol 4 cu proiect de hotărâre. Asta am vrut să vă spun. Mare atenție, da? Eu. Și nu prea e bine. Da. Concept, da? Dăm cuvântul domnului Zanfirescu Ierugin. Nu-s de acord cu procesul verbal. Sunt în același consens cu colegul Mircea Ambăruș, că pentru că este și chiar față în față cu mine, deci votul dânsului a fost de abținere, nu a fost materializat în procesul verbal, nici nu se scrie așa ceva, nu se scrie, deci acea hotărâre a picat, dar a plecat de aici că a fost aprobată cu 7 voturi pentru. Am discutat cu domnul Palcău, și a fost președinte. Și între dânsul și doamna secretară, doamna Niculina, s-au întâmplat niște lucruri nelucidate. Cert este că față de votul Consiliului și față de ceea ce s-a înaintat prefecturii, suntem într-o divergență totală. Una am votat, aia a plecat. Noi am picat prin 7 abțineri din 13 execuția bugetară, așa trebuia să fie înaintată prefecturii, și la prefectura a ajuns că au trecut cu 7 și 6 abțineri. Suntem într-un fals intelectual. Ca să vă spun eu, v-am ascultat. Domnul Palcău, ați fost președinte, ați fost lângă mine. Poate ați uitat. Nu vă supărați pe mine. Eu nu am pus pe nimeni să scrie un proces verbal nelegal, dar ați fost lângă mine și ați spus că dumneavoastră plus mine, că ați fost de acord. Ați spus așa? Da, 5 nu mi-au fost. 6 au fost plus el, 7. Că nu le-am numărat eu. Negativ. O chemă Biriculina. Deci eu acum nu vă trebuie. Negativ. Acum haideți să luăm fiecare. Nu am nici interes. Pentru că vor trece o trece. Deci ascultați-mă un pic. Dar nu e așa. Deci eu sunt. Deci chiar e legal. Bun, ați dat o explicație care nu este cea reală. Și vă spun de ce. Eu vă citesc numele, aici, a oamenilor, care s-au abținut de la acest vot, da?
suntem aici. Da? Zanferescu Eugen. M-am abținut de la vot. Domnul Zanferescu Mihai Silviu. S-a abținut de la vot. Doamna Creangă s-a abținut de la vot. Doamna Ceaușu s-a abținut de la vot. Domnul Măcirescu s-a abținut de la vot. Domnul Hagi Movidiu s-a abținut de la vot. Domnul Ambăruș n-a mai fost trecut. Domnul Ambăruș a fost în fața mea. A spus, s-a abținut de la vot, iar eu, colegii și-au adus aminte, am concluzionat. Iată că hotărârea nu a trecut. Asta a fost și nu s-a consemnat. Deci s-a consemnat altceva. Suntem într-o situație de fals intelectual. Iar cuvintele care le folosiți la asta acum de jocă, vă dezonorează. Pentru că noi nu vorbim aici. Deci nu vorbim aici decât de realități. Aveți înregistrarea. Aveți înregistrarea. Dar de ce să nu consemnăm corect? Dacă a picat, a picat, se înaintează așa. Dacă e înregistrat, este și mai bine. Mircea nu a votat, ai votat, ai vorbit. Eu m-am abținut. Păi și atunci, de ce nu fac aici? Păi tocmai de asta am și spus. Păi și ce, atunci, ce este jongleabă? Cum zice domnul? El e obișnuit cu vocabul. Așa, suntem în jongleabă. Ori discutăm adevărul în fața oamenilor, ori facem jongleabă. Mie îmi pare rău că se așa. Nu e, adică cum, noi ne facem de lucru acum să spunem niște falsuri. Au mai fost. Păi aduceți-vă aminte la hotărârea din 31. Deci ascultați-mă, doamne. Pe 31 ianuarie, în plenul Consiliului, am respins cu toții acea datorie de 830 de milioane. Da? Știți ce s-a întâmplat? Am adus hotărârea de la prefectură, în care de la noi am votat una, a plecat alta, și după o săptămână s-a plătit altă sumă. Deci tot asta, tot asta. Adică unde una votăm și alta se face. Asta e situația. Nu-i prima oară. Și nu-i prima oară. Acum, vis-a-vis de bani aia când se spunea în cel de când era? Păi n-a fost la fel, 830 de milioane. Cu treaba cu... Cu gunoiul. Cu gunoiul. Păi n-am fost tot așa hotărârea, doar nu, a, nu era. Da, nu era problemă. Deci noi am hotărât că această sumă nu pleacă, pentru că dânsul a spus că nu avem datorii deloc. Da, da, oricum, așa? Da. Iar suma a plecat după două săptămâni. Pe baza hotărârii care noi n-am votat. Noi am votat că acea sumă rămâne tampon în bugetul local, pentru anumite situații de criză. Vedem noi la o rectificare, o mai ducem colo-colo, uite. Și asta e jongleană, Fedorin? Și asta e jongleană, da. Și asta e jongleană, bun. Am înțeles. Da, da, da. Administrația jongleană, domnul. Dă-i jongleană, pentru că datoriile care s-au generat de când s-au impus, că, da. Când vine colega și vă lămurească, că nu mai plătim la mașină, plătim la tonă, au generat, nu am fost înștiințat, doamna știe foarte bine. Nu, dar noi n-am avut... trebuie să știe, tot ca primar trebuie să știe. Păi, dar eu știu, dar eu vă spun și de contabilitate. Deci noi n-am avut generate datorii și în momentul în care s-a calculat la tonă, au generat datorii. Ca să nu rămâni ca Moineștiu și alții, când au fost problemele alea, când nu le luau gunoiul, a trebuit să plătim pentru aia s-a pus mai aia tampon. Se plătea la număr de persoane. Se plătea la număr de persoane. Noi declarați la gunoi, ca populație, erau 1537 de pe timpul domnul Ambăruș, da. Declarați. Da. Ei, Romprestu și Adisu, când au văzut că sunt în imposibilitate de plată și nu mai aveau bani, au luat de la Consiliul Județean, de la Prefectură, din Master Plan, noi, Comuna Scorțel, 3045 de persoane. Ei, pentru diferența de persoane, s-a calculat din treabă să este și diferența de 83. Eu am fost a doua zi la Adis, am fost la președintele Adis, mi-a dat tabelul și cifra care o spune doamna este aiurea. Deci cu atât eram în tabel. 2537. Mai mult decât atât omul mi-a spus așa. Nu s-a plătit. Nu s-a plătit. Deci ceea ce mi se spune acum, mi se vinde pielea ursului din pădure. Asta e treaba. Bun, spuneți doamna Tănaș și să-i edifice domnul Zanferescu și cu colegii. Cu privire la proiectul ăla că 7-6, că invers, 6-7. Ați fost președinte, ați consemnat dumneavoastră ca secretar în locul domnului. Ce proiect? La articolul 4, la proiectul de privind execuția bugetară și eu atunci m-am abținut, da? De la, și când mi-am citit proces verbal, așa, aici, nu mă văd trecut și din cauza asta. Atât, eu am zis, atenție și atenție. Deci noi știm ce am votat, da, știm care am fost, cei 7. Dincolo a ajuns altceva. Dar a fost înregistrată. Păi aduceți-ne înregistrată, da. Să vedeți că ceea ce spunem noi este real, nu mă anglă, cum zice primul. Joldeal.
Deci noi știm ce am votat. 7 ne-am abținut. Am concluzionat la urmă, vă acest amic. Iată că hotărârea a căzut. La prefectură a ajuns că 7 au votat pentru. Deci a trecut. Da, numai, adică nu știu că este înregistrată ședința. Nu știu, eu vă spun că nu e regulă și suntem în situația unui fals intelectual. Ca și la hotărârea din ianuarie. Da. Cu salubritate. Da. Deci, bun. Da. Am înțeles. Unde stăm și ce suntem? Exact. În Mangreanu. Dar domnul Antonu spune că nu a votat pentru. Aveți înregistrare, că a spus că aveți înregistrare. Eu m-am abținut, dragii mei. N-am zis nu. Nici pentru că m-am abținut. Problema celorlalți e problema. Dacă președintele de ședință face ca și acum, cum s-a întâmplat la primul proiect, nu știm de unde s-o luăm și am ridicat mâna de 100 de ori, nu mai știm ce număr și nu mai știm ce face. Eu nu am luat cuvântul încă. A chemat-o pe doamna Sumărăgărașă și am spus acum, aici suntem, asta e. Președintele de ședință îi solicit să nu mereți și să zică proiectul numărul 1 a trecut cu atâtea voturi. N-a trecut cu atâtea voturi. Așa s-a făcut, Sandule. Prima oară am făcut noi o chestie și se ne numără o dată, chiar nu e cealaltă. Și la doua oară s-au numărat 7 voturi, abține. Între care și domnul Amor. Păi la numărul ședința Consiliului Local și fiind cu rugăminte, a nu se țifa, deci bine lăsați în jos. Ideea este că atunci... Ideea este să fim foarte atenți, da? Foarte atenți, da. Ca niciodată. Dar chiar ar trebui să-și cer scuze, Cătăline, cu problema jonglială. Păi ui că dacă doamna a consemnat, înseamnă că a consemnat în baza la o... Sau cum? Nu le-am zis. Deci doamna a consemnat ceva că nu bănuiesc că doamna Tănașe Niculina a fac consemnat în procesul ceva de iunea. Atenție să fiți mai atent. Dar trebuie să recunoaștem. Bine, am înțeles, dar... Ați fost de acord cu execuția bugetară. Nu este adevărat. Deci nu? Am ajuns în situația în care ne se aducă acuze că suntem irresponsabili. Nu, dar eu așa țin minte. Păi asta înțeleg. Cum să-i spuneți omului ăsta, când toată lumea l-a văzut, că s-a abținut și a și comentat, că nu ați votat, că nu v-ați abținut, dar tot avem. Nu, dar ați spus că este o execuție bugetară, nu este o... Deci noi suntem în situația unui fals intelectual. Cum? Da. Eu am trebat-o, președinte. Da, domnul Jean, ceva. Da. Nu știu dacă nu care este să spuneți ceva. Este, dar nu știu ce am făcut, dar aveți de... Nu, cel mai bine, cum spune domnul Andu, numărați, spuneți câte voturi aveți. Dacă după 3 ani jumate nu știm să facem treaba asta, îmi pare rău atunci. Cine a semnat primarul? Păi da, cine a semnat hotărârea? Te întreb eu. Că văd că faceți la afirmație. Cine l-a acuzat pe primarul? L-a acuzat cineva? Nu. Cine a semnat hotărârea asta care noi discutăm? A semnat-o președintele de ședință și secretarul, da? Ei, acești doi oameni conduc ședința și girează prin legalitate, prin semnătură. Ce i-am spus eu primarul ceva? O să după fi discuție. Domnilor, dar apropo de discuția asta care s-a ridicat acum, am fost la decesul soțului lui Claudia cu domnul inginer Sava și-a venit acolo seara la brigăi și secretarul de la Strugari, care mi-a pus întrebarea asta când m-a auzit că de la Scorțeni, consilier, că nu știu ce, o să de ce nu a trecut... Deci doamna Tănase l-a sunat și a spus ăla că n-a trecut. Deci acum ne spune altceva, bă. Hai, dă drumul, dă-i. Hai. Băi, că... Băi.
spune ce am plătit. Suntem într-o situație serioasă. La unii bani rău. Suntem în ședință de Consiliu Local. Hai chestia. Nu se intră aici, așa, adică dacă vrei și stai o oră și asculti proiect. Asta nu știe. E greu. Unde? Ia-i să-i acolo. Să dă telefon, de ce se fac? Mai departe, are... Aici am cuvânt și pereții vorbesc. Asta e cuvânt sau e adevărat? Adică mi se pare o treabă aiurea de tot, care nu ne onorează pe noi. Nici ca primărie, nici ca consiliu. Noi dăm telefon la alții și le cerim cap. Bă, dar știi că nu s-a întâmplat aia la noi, la voi cum e? Bă, deci chiar aici... Mai departe, dăm cuvântul domnului consilier Hacin. Da. Ceea ce am vrut și să spun eu, am atins, ceea ce vreau să completez, că e grav, cu atât mai mult cu cât, din cauza votului ăla lipsă, un proiect de hotărâre a trecut când nu trebuia să treacă. Că dacă erau 5 contra sau 8 contra, așa, treceam peste el mai ușor. Și atunci era grav, dar se trecea mai ușor peste toată. E grav că din cauza asta un proiect Piculina, care nu a trecut... Ai sunat pe domnul Măgireșu, mi-e place să fiu cărții cu cărții pe față. Atunci... Ai sunat cu Piculina, proiectul, uite asta au spus în Consiliu, domnul Măgireșu, câte o timp asta. La când a decedat sorul, a fost sus a avut domnul Măgireșu, era și domnul secretar, chiar m-a întrebat problema. Și-a zis că ai spus tu că l-ai sunat pe Teofil, că n-a trecut proiectul, că informația la Sudeaga și la tine. Suntem mai rând. Ok, domnul Sorin, domnul Sorin, Haideți, ultima dată, rămâneți. Da, da. Votul pe Mirța, știu că s-a abținut. Și eu confirm că s-a făcut vota. 7 pentru, 6 împotriva. Așa s-a numărat de acolo, dar nu, nu. În realitate nu e așa. În realitate e aici, nu ce s-a scris acolo. În realitate e aici. Da, da, da. Mama e aici. Hai, lați-i domnul înainte că ne-am mirică, da. Mare. Domnul Elie. S-a discutat tot, toate discuțiile, punctele, toate... Domnul Zabilescu, să spun că eu în ce mi-a ierarhie. Ai vorbit? Ai vorbit? Da, acum am spus. S-a discutat ce era discutat, tot la fel. Referitor la vot. Supunem la vot. Supunem la vot primul punct. Și numărați bine. Da. Deci, voi prima. Să spuneți pentru, nu? Deci prima dată... Atunci e bine pentru, nu? Și cu nume. Domnul președinte. Da, cine este pentru? Pentru aprobare. Da. Pentru aprobare. Specificat, domnul, iarăși, pentru ce? Pentru aprobarea punctului 1. Procesului de aprobare. Pentru aprobarea procesului de aprobare la ședința ordinară de data de. Numărat acum. Pacău, pe sândă. Lidia, Vasilii, 2, 4, doamna Luța, 5, 6, 3, 6. 6. Mă da? 6. Și mă da, vii, cum voi. 6. Pentru. Ce li se abține? Ce înseamnă? 3. 4. Eu am spus că sunt împotrivă. Și împotrivă? Situația este foarte... Domnul Hani, domnul Eugen. Împotrivă. Și cu tine, da? Da. 3. Bun. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli de trimestru 3 anul 2019. Pot să-i dau cuvântul, dacă îmi permiteți, doamne contabile, să vă explice pe capitolul de specifică. În mare, ca să vă explic așa, s-a primit din ordonanța de guvern numărul 12/2019, anexa 4, sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 5.000 de lei.
Iar la noi, în bugetul local, venituri proprii, avem doar pe două conturi depășiri de plan față de bugetul inițial. La taxe judiciare de timbru, 5.000 de lei și transferuri voluntare, 3.000 de lei. Transferurile provenind din banii de la UNICEF, salariul pe luna decembrie al lui Alina Aruan. Ca să ne mai achităm din datorii, am propus o modificare și la cheltuieli. Pe lângă cei 13.000 care intră pe venituri, am mai tăiat de la salarii, de la administrație, un 17.000 de lei, de la bunuri și servicii la administrație, un 19.850. Din care de la iluminat curent electric 10.000 de lei, de la alte bunuri pentru funcționare 10.000 de lei, aici au intrat 350 de lei, știți despre dosarul cu recuperările de la cei cu dosarul penal, 350 de lei. Am pus pe asistență juridică 4.800 de lei pentru că avem de plătit de onorat contractul asistența juridică cu dosarul cu rom constructorul. Din obiecte de inventar am mai tăiat 5.000 de lei. Am tăiat din cheltuieli privind ordine și siguranță. Erau puși un 5.000 de lei de la început de an pentru ceva documentații la ISU, dar avem persoana angajată și cred că ar putea să facă o documentație. Ne-a solicitat școala, reparația la microbuz, care a costat 13.614, o să le dăm lor 13.700 ca să-și achite factura către societatea care a reparat microbuzul. Am mai tăiat din indemnizații persoane cu handicap 13.000 de lei, că au mai intrat, au mai ieșit, aici e o fluctuație. Din ajutoare sociale, știți că la început de an am pus 10.000 de lei, am tăiat 2.000. Mai avem o restanță la întreținere iluminat public de 6.600 de lei, iar diferența care a rămas din tăierile de pe conturi e 34.400. Am pus la salubrizare, la gunoi, pentru că la ora actuală avem de plată un 57.000. Luna, o restanță pe luna mai, iunie și iulie. Iar la secțiunea de dezvoltare am achiziționat un server pentru programe care era de urgență pentru că nu mai mergeau nici încasările, nici programele de contabilitate, se blocau. Prea multă bază de date care nu se poate stoca pe un laptop. Am achiziționat un server. Este la arhivă sus, este referatul lui Diana de la impozite și taxe, din cauza că nu putea să mai încaseze, 15.500. Este o rectificare mică. Așa, dar nu v-a solicitat de la școală suplimentarea cu bani ceva pentru carburant? S-a modificat cursa nu, de... Nu, cred, nu am primit nimic. Nu, a rămas și chiar am fost în consiliu la ședință cu microbuzul pe Dragomireasa. Da. S-a pus la dispoziție, dar rămâne în discuție pentru că, în primul rând, nu se încadrează cu programul. În al doilea rând, perioada de iarnă, nu se poate urca sus. Și doamna directoare spunea ceva de genul, pentru că microbuzul este la dispoziția satelor. A fost dat pentru școlile închise. Școlile închise, Florești, Grigoreni, nu pentru cei din Scorțieni. Ca să luăm așa, și din Scorțieni sunt care au poate mai departe decât Dragomireasa. Este în discuție, nu s-a solicitat nimic, niciun leu pentru carburant deocamdată. Da, bătul microbuzul face curs. Da, știu, da, am fost informată la ședință când am fost, săptămâna trecută, se deci, face, da. Deci, de dar trebuie să facă și să nu le decaleze programul la copii și să înțeleagă și bine. Microbuzul ăla nou, care l-ați promis. Îl așteptăm, crezi și eu crezi că nu vreau? Aștept. Aveți vă... Da, ai văzut, aveau primărie, de-a mea aici, că a venit, vreau... Nu, tata, aștept și eu. Nu, am zis că poate niște aveți vă informații mai... Nu am, tata, așa era în noiembrie și așteptăm. Și eu vreau, știi cum, și mai mare am cerut, da?
Vom vedea. Nu se poate lua din altă parte? Nu, asta de școală sunt destinat. Da, e și pară, trebuie să ai bani. Bineînțeles, dragul, să iau autobusul să ceară suplimentare pentru carburant. Da. Sunteți în școală, depinde foarte mult copiii dividea. Știu. Deci, cei mai mulți sunt de acolo. Cel mai mulți copii de acolo. Scomasează clasele dacă n-ar fi copii dividea. Așa că, fapt divers, nu că... Da, nu, dar eu sunt de acord cu dumneata, de exemplu. Eu am fost de acord și cu copiii și cu părinții. Până la lensoare puteți face treaba asta. Nu, dar se circulă acum, da? Și vedem ce suplimentează. Se circulă de multe, nu acum. De mult se circulă. Da. Trecem la discuții, da? Dacă sunt. Dacă sunt discuții la domnul Zambirescu. Altcineva. Nu mai e nimeni? Dăm cuvântul domnul Zambirescu. Deci această rectificare, da? Care nu e atât de, să zicem, specială, că nu ne aduce sume mari, ca să n-au s-au primit atât de mulți bani, este cea care o să o aprobăm în final, că eu nu sunt împotriva ei, dar ceea ce vreau să subliniez. Unu, am văzut aici că apar pe timpul anului și nu se respectă, domnule primar, anumite cheltuieli care la data proiectării bugetului și a planului de achiziții publice pe anul în curs, efectiv, cum e cu microbul, să dau un exemplu, da? Nu se pot anticipa și apar ca situații neprevăzute. Totdeauna vor fi. Dar procedura asta, când nu ai în buget, când nu ai înainte de a veni cu rectificarea, că s-a aprobarea Consiliului Local, pentru cheltuieli. Da, pe toate cheltuielile bugetare, unde Consiliul Local este abilitat să le aprobe prin buget și plan de achiziție. Eu sunt foarte de acord cu doamna 100%. De exemplu, dacă acum ai venit aici cu treaba asta, chiar dacă a trebuit să o miști, înainte la treaba asta, făceai hotărârea Consiliului Local în care acolo vii și spui, domnule, am avut treaba asta și noi nu o să zicem nu. Dar ca procedură. Da. Doi. Pentru că nu luați în lume de rău. Ca să nu spun lucruri care sunt, doamne, da, eu spun ca procedură pentru toate cheltuielile, toate cheltuielile, inclusiv cheltuielile fortuite, sunt făcute cu aprobarea Consiliului Local, ca să avem și noi un capul nostru în dinamica noastră administrativă și financiară, pentru că veniți, ați văzut, veniți cu aprobarea modificări, cu execuții bugetare și atunci noi, având în cap toate chestiunile astea care au trecut prin documentarea noastră și prin votul nostru, atunci o să elimine foarte multe din discuții. Doi, a rugat-o pe doamna Alina și văd că nu vrea, vrea să-mi facă mie la ambiții. Nu e nicio problemă. Eu țin la toate. Ați văzut, eu țin la toate. Și țin la multe, adică vârsta îmi permite și experiența. Nu vreți totuși ca să fiți, cum să spun, mult mai explicită munca dumneavoastră. Din stânga le iau și în dreapta le duc. Am venit și în ședința mei comisii, cred că de fiecare dată, în orice ședință, când am avut și rectificare, am fost prezent aici, da? Am venit să-i explic. Eu am, nu, că ați fost luni de zile când n-ați fost pe aici. Și chiar era nevoie de dumneavoastră. Chiar n-ați spus mie. Dar nu era problema asta, că coordonator principal de credit răspunde. Nu, dumneavoastră. Dumneavoastră vă faceți treaba ca specialist de la compartimentul ăla. Dacă dumneavoastră, după 3 ani jumate, și v-am rugat de la început, mai ți-aș aminte? Da. Dom'le, pune dumneavoastră 5-10 în stânga, că așa le-ați făcut totdeauna, e munca așa dumneavoastră. Pune în stânga, băi, de aici iau, aici le duc și o să vedeți dumneavoastră că sunt foarte bine, o să vedeți că sunteți foarte bine percepută. Știu, dar așa îmi cere trezoreria și finanțele publice. Cum vezi acel material de documentare? Doamne, s-o mai fost să spui ce nu le-ai spus nouă și cine a avut interesa, înțeles. Vreau să vă spun. Acum trec peste dumneavoastră, că asta este. Acest proiect de hotărâre, din punct de vedere al secretarului, este un proiect de hotărâre atât de explicit, care e proiect acum și transformă în hotărâre. Asta, pentru că dacă eu așezam ca specialist lui, secretarului, în stânga lea, în dreapta lui duc, oricine le vede, le citește, e la mintea cocoșcă. Că oricum munciți, oricum munciți. Munciți, le puneți la aranjat, ați explicat, n-am nimic de comentat la lui. Dar puneți-le doar la stânga așa. Cine nu înțelege, eu explic. De fiecare adică eu, să știți că eu am putere de a mai înțelege. M-am documentat, m-am spus ce, dar
Eu vreau ca și colegii mei, când vine în față un document ăsta, să știe toată lumea despre ce e vorba. Eu sunt de acord cu, cu asta. Nu, dar e treabă veche asta, cine nu înțelege. Adică am subliniat faptul că v-am rugat în mod repetat. Și nu vreau. Dar nu e vorba de apel în stânga, spui, băi, de aici, mă îndreaptă, de ce? Că am văzut că ați scris conturile, înainte nu scriați nici conturile. Alții sunt care tai frunze la căi. Doamne, ia mai puneți, ia mai nominalizații care tai frunze la căi. La data de 10, când se numără bobocei, atunci nu mai tai frunze la căi. Ei, nu tai. Îți neamulțumiți atunci, să știți. Ce bine spui, colega, dar țineți minte când se făceau salarii și se zicea 2,3% și era cineva cu un tabel acolo și când am zis, oameni buni, eu știu fiecăruia volumul de muncă cât este, nu face. Dar o să vedem acum eficiența. Tot cei care muncesc sunt trași la răspundere. O să facem noi un proiect de hotărâre, știți că acum cu noul cod administrativ, domnul secretar, știți că ne dă voie acum să umblăm și la salarii. Da? Și o să veniți cu caietul cu planificarea muncii zilnice, fiecare cât muncește și probabil acolo să scrie PPC, adică tăia frunze la câini. Ne întâlnim pe traseu. Să punem la vot ce domnul Andreescu Hai ca să nu facem treaba corect. Da. Ce rugăminte aș avea înainte să trecem la punctul 3? Avem mijloc pe doamna, să nu ținem toată ședința noastră. Nu? Da. Ca să vedem ce probleme... De acord. Da, tati. Da, tati. Ca să nu ținem toată ședința. Vechea problemă. Da. Și nu s-a rezolvat nici acum. S-a făcut promisiuni, da? Că se rezolvă. Așa țin minte. Mai spuneți odată ce are greu. Să aud lumea și facem. Ce să fie? Un fugitarian în curte și în grădină. O văzut Vică Vrotiu, a fost la mine. Și-a văzut situația care... Și-a găsit soluția? Da. Da, a găsit. Ce-a zis? Ce soluție a găsit? Nu știu. Cât de eficient vă pot răspunde eu că am văzut cu Vică chiar atunci, în ziua aia. Și am luat o hotărâre. La hotărâre o să o fac după ce vorbesc cu dumneavoastră și avem bani la buget. Și altul ăla care e de la dânsa. Fugi terenul, oricum fugi pe segmentul ăla. Și adânc de un metru și ceva acolo ca să-l faci beton, apoi cum ți-l spală. Ne-am gândit să achiziționăm niște tuburi. Când o să avem bănuțe, punem tuburi pe segmentul ăla, că așa vă zici, mi-a recomandat și Vică, nivelăm terenul și poate instaționează terenul, dacă nu dânsa trebuie să-și facă gabioane cu copilaje private. Mai mult, ce poți să faci în domeniul public cu ajut, dar în domeniul privat. Da, te lăsați la trebuie fundat. Și apa pe unde se duce, domnul? Cu piatră. Cu piatră mari, apa se drenează către piatră, deci cu piatră. Se pune la nivelul șanțului, la o jumătate de metru, se pune piatră acolo, tot. Pentru că diametrul este destul de mare și trece apa cu alul viun, fiindcă acolo debitul de apă este destul de mare. Dar un tub sau mai mult? Nu, trebuie vreo 10 tuburi acolo. Pentru mine, inclusiv până la Readam Gabrianu. Ai 50 de metri? Așa. Eu am să fost mai 10 tuburi. Hai, cam 50. Cam 50. Am fost în masă. Am mai trebuit la tub. Sau asta pe tine. Tuburile sunt diametrul de 800. Problema e nici cu ce vin la noi. Chestia asta nu este generată. Dacă m-a ascultat un pic. Chestia asta și vorbim la modul real și corect. Acum, Doamne ferește situația. Doamne, când nimeni nu este de acord să se întâmple cu proprietare cu așa ceva. Chestia asta este generată din mult. Din vari motive, nu știu. Nu-s geolog, nici doamna nu știe. Dar oricum fugea terenul.
chiar dacă s-o săpă și înainte de a s-o săpa, el așa. Oricum, stâlpul ăla am adresă făcută la Eon de vreo 4 ani de zile și încă de când era Nea Mircea primar. Când mi-a zis, du-te și vezi că am făcut adresă și eu și el și dânsul, n-a venit nimeni. Deci treaba până la urmă de gardul sa Eonului, care să-și facă treaba. Deci terenul oricum fuge. Dar poate ideea care mi-a sugerat-o domnul Vică, și cu tanti de acord să-i pun niște tuburi acolo ca să blocheze cumva să nu mai vină înspre drum, ar fi ideală, dar trebuie să avem mare investiții, nu-i tanti, e vorba de 100 și ceva de milioane, dar să am și o răbdare acum să văd ce dă guvernul ăsta, că e butuci și vedem cu moțiunea. A făcut cereri, a făcut cereri, nu, dar vorbește real. Nu, domne, așteptăm că noi am făcut solicitări de niște sume de rectificare. Băi, nu, dacă ai pus mașă din piatră, ar cel mai simplu, până la banii tăi, până la 100 de milioane. Dar piatra aia costă bani așa, băi, cu ei omule, bă. Tu ai trebuit să vin ceva cu geaba cu ea. Deci niște piatră, refuz mare, refuz de piatră. Păi și ăla, tăi ești mai Mihai. Exact, de undeva. Da, dar tot acolo ești. Umplut de la umplut șanțul ăla. Deci până la nivelul șanț, să fie atât surga. Și nu-i mai dăm voie scadă, până pui tuburile, până ai... Dar tuburile pui repi, într-o zi, dar să le am acum. Și piatra, tot într-o zi. Ai pus piatra și eu prită. Na, acum a venit mare, era pus de tante. Eu ți-am spăvit la noua andare, acum, când am sfac. Și interesul meu să nu-ți fug nici tâlpul și când vorbesc, eu vorbesc cu cura. Dar ți-am spus să ai răbdat la nimeni în care, când te pune prima oară, am văzut cumva. Dar Matali, dacă n-ai bani, eu pâine azi, ești salam? Deci nu că nu vreau eu. Eu cu dragă inimă că n-am nimic împotrivă și nu-i problemă. Dar am discutat-o de atunci. Așteptăm o leacă și o revoltăm, da? Eu zic că părerea mea a vorbit din tuburile se înfrunde, poți fi cât de mare. Da. Cu crengi, cu prunze, cu bitoane, cu tot. Tuburile alea sunt fund. Eu am vrut să băreau, nu? Nu curge apa de la Valea Uzului la Bacău. Cu pielii, acolo o să fie cu tot felul, din piatră. Tuburile alea sunt fund. Tuburile o să le mufezi unul cu altul, nu? Ca să le poți pui. Și piatra nu se colmatează pământ? Păi da, tanti Dunța, de când s-au făcut șanțurile, acum, anul trecut, e de atunci are probleme, el are probleme de anul. Nu, nimic, ca stâlpâi, știi, plecat de 4 ani. Îl puteam, dar e șanțurile. Care au avut-o dinainte. N-are treabă. Da, îți dai seama efectul, deci, care știi, acum nu că doamne, iată-mă, că nu vreau să vorbesc mult și prost să vă plictisesc. Efectul de potcoavă, efectul de arc. Deci asta înseamnă un tub, pentru că apasă în mod egal presiunea pământului și stabilizează solul. Deci eu știu ce vorbesc, dacă mă ascultați, eu zic că e bine, un efort financiar nu-i mare, un tub e 15 milioane. Într-un singur cuvânt, spuneți-mi că de ce v-a vorbit. Da, Covid, am spus. Când sunt bani, o să încercați să faci de masă, da? Da, la rectificat de buget. M-a întâlnit părerea cea mai bună, dar mi-asum ceea ce am spus. Și ideea care am venit. Deci am chiar am întreabă. Mai departe. Mai departe. Deci, Dânsa a înălărit, da? Da. Eu așa zic. Ca primă rectificare de buget, promiteți în fața Consiliului Local să vă ocupați de... Prin Consiliul Local, banii s-au luat acolo. Numai prin Consiliul Local faceți rectificare de buget. Am înțeles. Dar nu pot eu și eu. Trecem mai departe la punctul 3. Articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiuni în vederea pasării autoturismului, buldo-excavatorului și a... din matrimi. Trecem la... La discuții. Supunem la vot... Nu, nu, la vot, l-ai pe domnul Eugen și domnul Hagi. Da, domnul Zambirescu și domnul Hagi. Punctual. La autoturism. Autoturismul, Siero, până la data accidentului, era în stare de funcționare. Noi nu știm de ce, adică știm ce s-a întâmplat. Dar nu știm cu acte de ce autoturismul din starea de funcționare a ajuns în starea de distrugere și acum vine în starea de casare. Pentru că știți de ce? Peste tot în lumea asta, vinovatul de distrugerea bunului plătește. Eu n-am avut acces la documentele de cercetare, nici ale primarului care a făcut comisii de protecția muncii, nici de cum de la Poliția Națională, nu am acces la așa ceva. Dar coroaborate aceste expertize de la aceste comisii duc la plată.
Deci vinovatul trebuie să plătească. Sau, sau, atenție, dacă autoturismul a fost asigurat ca scop, se poate jongla din ceea ce nu prea cred. Da, da. Mai mult decât atâta, mi se pare că am, cum să spun eu, foarte alunecos dintr-o dată și pe repede înainte dată treaba. Deci, autoturismul mergea, dintr-o dată a fost un accident nefericit, bine că n-am avut necazuri mai mari, și acum încasăm repede. Da? Probabil că ne dăm seama că a avut un grad din accidentul, dar de distrugere foarte mare, iar suma de reparație este foarte mare. Deci aici peste tot în lumea asta, și atenție, că sunt curtea de conduct. Și eu o să urmăresc treaba asta. Vinovatul plătește. Nu știu cine e vinovatul, eu din acte. Mai departe, buldozerul. Buldozerul are îndeplinit termenul de casare? Deci în fișa individuală a bunului mobil, undeva în creion, pare acolo, când a intrat în evidența, nu în patrimoniu... M-ați întrerupt și mi-ați luat ideea. Taceți din mult. Asta era important, nu mă. Deci el când a fost luat în evidență în patrimoniu, acolo, când i s-a făcut fișa lui, a mijlocului mobil, i s-a scris și în creion. Cineva i-a scris, eu vă spun că am un specialist de domeniu, că am lucrat în domeniul ăsta. S-a scris acolo. Mă întreb, e o întrebare a mea. Poate răspunde oricine. Primarul, secretarul, doamna și un coleg. Iana, la cât? Domnule, buldozerul ăsta... Pe din 92, atât. Buldozerul ăsta, că nu s-a mai scris, vedeți? Păi asta e aici, vedeți, nu s-a mai scris. Din cu ce s-a scris anul, aici nu s-a mai scris. Eu am văzut că ăsta vreți să-l valorificați. Dar să vă spun ceva, ca să vin iar pe subiect. Valoarea de valorificare de aici este atât de mare încât mă să întrebi cine e. Atenție, ascultați-mă. Deci dumneavoastră aici, nu dumneavoastră, cine a făcut materialul? Da. A trecut valoarea de inventar de la achiziția când l-am luat? Nu, nu, nu. Este greșit. Valoarea greșit. Din codul fiscal greșit. La evaluare? S-a făcut greșit. Evaluare? A venit un evaluator. Păi nu am avut în mapă raportul de evaluare. La asta au dus și cheamă pe Alex Olegnic. Deci nu am avut în mapă. Este achiziția? Păi nu vă întrebam. Păi nu vă întrebam. Ești dacă evaluator, s-a făcut o evaluare... Așa și păi e. Păi da, dacă în mapă n-am avut-o, nu-i vorba să te întreb. Păi și-o ți-a răspuns. Ești logic. Evaluare făcută, ăsta e cleț. Atunci înseamnă că aici avem o valoare de evaluare foarte mare. Da? Știu, trei licitații ca să-l zic. Păi atunci înseamnă că îți trebuie trei licitații să vinzi cu un leu. Este vreun scop anume să le ia cineva? Nu are nimeni un scop, din punctul meu de vedere. Nu. Domnul Gelu, să nu fim răi, că dumneavoastră, dacă faceți un exercițiu din memorie cu toți colegii mei, mi-a spus primar ce faci cu asta. Și atunci am adus un expert. Eu nici nu știu cine, nici nu l-am văzut, nici nu am fost aici. A făcut o evaluare corectă din punctul meu de vedere. Am gândit la faptul, atenție. Dar și l-am făcut din mersul. Am gândit la faptul că acest hârb, care acum e hârb, de stat degeaba, de fapt, nu de altceva, așa, are ani peste 20 de ani și atunci, nu știu cât valorificare o să mai reușim să facem, pentru că poate se impunea direct acte de casare și valorificarea pe apelire. Poate, nu știu, dar pentru că eu, nu mi-a scris nimeni aici din ce an este valorificat. Eu din punctul meu de vedere, nu sunt expert, că nici nu am mașină și nici nu mă duce la mașini și nici la ochelaj. Dar zic așa, din punctul meu de vedere, toate aceste bunuri adunate, în afară de Sielo, că nu ăla nu știu ce valoare are, dar vorbim de buldo, remorcă și tractor. Tot, din punctul meu de vedere legal, poate greșesc, poate nu greșesc și poate prețul este lui aia ce zic, ar fi vreo 7.000 de euro. Ca să pot eu bascul, zic, dar la banii ăștia nu știu dacă se bagă. Aveți dreptate foarte mare dumneavoastră, pentru că este expertul stabilit o sumă enormă. Dar nu pot eu stabilesc o sumă că nu se măsură. Asta pentru e bine. Tractor și remorc, aș putea să mențin o rezervă. Aceleași opinii de clarificarea unor chestii, că nu știu dacă în ani eu le-am văzut cum arată, dar eu în ani. Dom'le, cât au funcționat? Cei care știți, care ați mai fost, cât au funcționat? Noi casăm niște lucruri, niște obiecte de inventar mobile care au fost cumpărate ca fiind bune și de necesitate pentru comună, nu? Și alea, nu știu dacă cineva din comuna asta, oamenii buni de credință, le-au văzut lucrând, le-ați văzut vreodată? Eu am văzut o singură
singură dată odată buldozerul și atâta tot. În ultimii 10 ani. Dacă îmi spuneți că îmi demonstrați cu acte, cu foi de parcurs, că a lucrat foarte intens, vă cred. Da? O fi lucrând și stând degeaba. Să intrați. Da. Bun, vă cred. O fi lucrând și stând degeaba. Da. O fi lucrând și stând degeaba. Și acum poate lucrează stând degeaba. Deci asta e situația. Că de fapt, între ceea ce, ca valoare de întrebințare a lui, ceea ce am în patrimoniul meu, da, și ceea ce am obținut, adică eficiență, cu lucrări, cu aia, nu prea să justifică. Și atunci, hai să le casăm. Avem ani de a lor de casare. De 92 din Ciciu, dar sunt, ai vorbit cu Alex? 93. Dar sunt acolo pe masă. Da, dar astea n-au fost în mapă, doamnă. Am înțeles. Și eu am de-aia am întrebat. Că am zis, doamne, la valoarea asta. Ei, de acolo omul zic. Păi uite, am făcut o expresie. Asta acum, da, dar noi nu le avem întrebat. Am înțeles. Bun. Hai atunci dacă... Gata. Eu am terminat. Sunt de acord. Dar domnul acolo, la primul punct, nu sunt de acord. Plătească vinovat. Domnul Hagi. Atent, domnul... Exact. Eu vreau să vorbesc despre DU ăsta, pentru că nu se, dacă nu se stabilește vinovatul, noi o să obținem în jur de 750 de lei. Și când treci la mă văd, 50 de ani, dă-l-l-l-l. 2004 ani. Una e să vinzi un format de piare și una e să vinzi un format. Bă, nu se nimeni ai fie eu la damă la așa. Dar ai condiții serios, iau tu acasă, dau geam, ai condiții cu el? Mașina asta, condițiile astea. Nu, nu, puneți problema total greșit. Da. Total greșit. Aici trebuie stabilit un vinovat. Nu ești stabilit un vinovat, are hotărâri că eu vreau să vă explic. Băia toți a fost luat în judecate și hotărâri definitiv și revocabil, fără culp. Vrei să-ți zici mai pentru că legea? Duceți-mă raport, trebuie să fie în mapă. Ești legiu, mă, Nu, copilul e, uite, venit de 2 luni de zile, de la parchet, e liber de sarcini. Ce-a spus pentru dacă în mapa asta, acum, la acest punct, da, era anexat raportul constatator al accidentului de la poliție, în care spune eventual care au fost cauzele, cine a fost vinovatul, s-a trebuit nicio întrebare. Doamne, că da, aș trimit din la pregătării. Noi venim aici, vă deranjează că vă întrebăm, că vă cerem lămuriri, dar înapoi avem 3 luni de legătări. Cum o să vedem și în continuare? Căutăm un copil care n-a nicio treabă săracu și dacă legea o stabili ceva, hai mă să fim mai serios. Nu vreau să fiu rău, dar... Trebuie acoperit un copil la care... Nu e acoperit, mă, dacă legea spune eu, ești hotărâre, să faci o judecată. Dacă documentul de cercetare, mă repet, dacă documentul de cercetare, ce nu este, este, al poliției, de la locul accidentului, este negru pe alb, emis, la 60 zile, la cât au internet, nu mă interesează, Poliția Națională își face datorii, da? Îl vedeam aici anexat, ne-am uitat. Documentul la sare, domnul secretar, îl face în loc și îl pune la băieți la dispoziție. Atunci mai putem judeca. La început. Din situația în care autovehiul mergea corect, ce era în folosul comunității prin deservirea colectivului primăriei la necesitățile administrative, fă dintr-o dată el a distrus, da? Păi cineva a fost șoferul lui. A mers singur? Păi azi de omul ăla are pe vină? Păi cum, numai pe vorbe așa? Nu, vreau eu. Ești hârtie, o să vă dau la drept. Atunci de cine a fost aici, domnule? Eu vreau să văd raportul constatator al accidentului. Da. Bun. Acum asta, lasă-mă să pun cireașa de pe toți. Dar nu v-ați înscris acolo, la răbojul ăla. Valoarea, înscrieți-vă la răbojul acolo. Valoarea Sielo, la Sielo în inventarul primăriei este zero. Așa că noi suntem acum cu plus valoare în momentul în care îl valorificăm. Nu, dar e precizarea asta, nu e problemă. Că acum văd să dăcă-i valoarea în patrimoniul zero și eu vreau să iau bambia la bambia. E mult de treabă, e logic. Eu face. Păi l-am adus de la Sielo, atunci. Dar este bine, dragii mei, atât timp, eu vă spun pe bune acum, avem o oră și jumătate și n-am făcut decât 2 puncte, dar vorbim ce nu trebuie și Cătălin s-a spus de atâtea ori. Dom'le, dacă omul ăsta, că acolo de chiar îi dau dreptate, nu am nicio chestie cu dânsul, dar dacă de atâtea ori spune, pune domnule la dosar și la punct și virgulă, totul ăsta. Dar cum se pune dosarul omului chiar confidențial ăla, cum se dai un dosar? Ați avut la nici, pe cui confidențial, când acum tu spui... Asta se facte publice, mă, ce vorbești tu aici? A fost un dosar, în public, și domnișoara din jos, care e... Mă, dosarul ăla, că să-l ceri și un ziarist, cu adresă trebuie să-l dai, ia în public. A venit din unul din lor, că așa am primit din eu. Da, eu am spus-o cu urmă de
treaba să o înțelegeți. Eu știu că eu. Veniți înainte ce spuneți. Nu băgați căruța în fața taurilor și după aia omul ăsta vorbește jumătate oră și o stau aici degeaba. Mai vorbește și eu, Gheorghe, că... Supune la vot, ca să se înțeleagă o dată și pentru tot. Supune la vot ca să se înțeleagă. Da, domnule, da. Hai să nu mă răbășesc de acord. Dar am avut niște chestiuni care nu sunt... De acord cu treaba asta. Și cu tine. Și să dea Domnul să vă găsiți o basculă, să aduceți basculă. Și-o dată Dumnezeu. Dar să știți că oriunde în lume cine greșește, plătește, oriunde. În instituțiile bugetare. Geo, dacă instanța a scos treaba pe drăguie și a spus-o așa, ce să ne mai zbate pe tu? Pe tu? Deci nu, dragă mea, eu am spus și la asta, n-ați adus un păi. De-am mai încep, trece la următorul punct. Bună ziua! Dragilor, mergem la următorul punct care să știi că este foarte simplu. Domnul Gelu și domnul Ambărâș. Este vorba de cotizația la RIP care nu s-a modificat de câțiva ani încoace, care i s-a aprobat și timpul domnul Ambărâș, și timpul meu, dacă mergem înainte, cu 100 de lei. Așa e, dacă nu? Da, dar așa în picioare. Păi, la ce punct era asta? La punctul 4. La punctul 4? Da. Cotizația anuală la ADIP. Păi, stați un pic aici. Deci, păi, da, asta nu e, că asta eu o știm. Da. Am văzut unde suntem, la cei care nu avem investiții, dar problema este... Asta n-a fost prinsă în buget la cheltuieli. La buget, dar trebuie hotărât. Asta e bine. Ce în buget am aprobat, domnul? Știu. Da. Păi dacă am aprobat, de ce spune? Eu venit chiar. Dacă mi-a solicitat. Bă, hârtie, nu se mâncească Vasile? Da, da, da. Eu venit hârtie la Vasile. Am aprobat bugetul de venituri și cheltuieli, bă! Mi-au trimis la vlumea. Da, 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 da. Mi-au trimis vlumea. Da, care este pentru? Toată lumea. Mulțumesc, toată lumea. 5. Deci mai departe. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării hotărârii Consiliului Local 50 din 2017, stabilirea sancțiunii cu amendă contravențională pentru staționarea cedilor din Oamenta Țiganilor. Bun. Cine se înscrie și zice vorba ca să... Care se înscrie la cură? E bine, e romi. Domnul Zafirescu. Zafirescu. Altcineva? Eu nu-s robot. Zafirescu Mihăiță. Altcineva? Dăm cuvântul lui domnul Zafirescu. Poți să vorbești o prima oară? Dăm cuvântul domnului. Ne-am confruntat pe... și numai de acum. Și vechile administrații și colegii care au fost înainte cu problema cetelor din Omaș, care sunt multe din stânga în dreapta. Și foarte bine știți că am trecut sau acum 2 ani am aprobat un proiect de hotărâri pe lucrurile dumneavoastră, pentru că să nu staționez pe teritoriul comunii, noi am aprobat, dar nu se respectă. Am făcut solicitări nenumărate din punct de vedere legal. Dreptul de liberă circulație a cetățeanului în Uniunea Europeană, de orice etnie și de orice... nu știu cum să spun așa, are dreptul la liberă circulație pe drumurile publice. Dar staționarea pe domeniul public sau privat al comunei depinde de noi. Bun, nu sunt rasist, nu sunt tendențios, nu am nimic cu nimeni. Dar cetățenii din comună la primar bat la ușă. Și din comuna corpului dumneavoastră, inițiat aia, a trecut, dar văd că nu se respectă legea din punctul lor de vedere, se mută din stânga în dreapta sau de aici pleacă la Beneș, Filip Păimâne. Și atunci am găsit oportun și după lege, ca polițistul nostru local care este la cursuri, că este obligat prin lege, ca să poată să dea și sancțiunile necesare pentru anumite cazuri în comună, trebuie să aibă un temei legal. Și temei legal, fiind Consiliul Local autonom, legea ce a aprobat dumneavoastră are efect de lege. Și de asta vreau să fiți de acord dumneavoastră cu procedura în sine ca să te lua măsuri. Ați terminat, da? Scurt. Da. Așa cum ați spus, deci proiectul de hotărâre este anticorupționat. Deci libera circulație nu îngrădește nimeni. Când oamenii staționează pe domeniul public, proprietarul se adresează Poliției Naționale. Dacă staționează pe domeniul privat al comunei Scorțeni, primarul, prin organul de poliție locală, îi atenționează. Asta e problema. Deci, noi nici atunci n-am fost foarte atenți la treaba asta. Cu o hotărâre
care o promovăm în sensul opririi liberii circulații. Deci aici e vorba de cele patru principii europene pe baza căreia a intrat Uniunea Europeană. Noi vrem să vedem și amenzi, dar nu. De acord, eu sunt de acord. Are Poliția Națională. Înțelegi greșit. Atenție, eu știu. Eu vorbesc doar de drumul liber circulații, dar nu din terenul atare, pe domeniul public al comunului. Eu las că mă raportez. Precizat. În momentul când staționează pe proprietate privată, nici de cum e treaba primăriei, domnul proprietar semnalizează Poliția Națională. Domnule, uite, asta e problema. Și acolo, așa cum bine ați și spus, Poliția Națională ia măsuri în sfera competenței și pe legea 61. Bun. Chestiunea este în felul următor. Noi, ca primărie, noi nu putem să impunem noi amenzile astea. Deci, mai bine legat de regulament aprobat de acolo de noi, dar nu am o sumă minimă măcar și sperii cu ceva pe omule. Păi le mănâncă la oamenii ăștia, omul cu animal, le fură tot. De bună credință, nu știu românii. El a venit, uite, trimis polițistul local și ăla pleacă. Păi, dar să pleci, da, măcar să pleci. Și tu rămâi cu... Că, ce, dar nu la mai vine. Păi tocmai, le-am explicat în comisie, că amenda nu vine, că nu are domicil. Du-te acolo, la Dărmăne. Dacă îi comin la primarul de la Dărmăne și să... umfli cu amian, ia ceva. Deci, trebuie să am, nu știu, eu nu cred că are eficient. Să am un cuantum. Nu are eficient. Nu, dar mai... Asta e părerea mea. Neamințe, de câte ori te-ai consultat în Italia? Aia acum... Chemați unitățile de jandarmi. Doamne, ai chemat în iunie pe Ptân August și acum atunci am luat Dumnezeu că l-au ucidit. Cum adică să... Adică eu am vrut să zic așa, doamne, nu ne batem cu ei. Au trecut două luni. Sunt organele ale... Păi făceai în adresă, în data... Și vă arăt dacă vă aduc un model prin care că se poate să rezulte din această activitate a nomazilor un conflict internet etnic cu efecte foarte dubioase. Și au venit după două luni de zile, mi-au cerut mie bulbezi ca vător, aveam un sacătul cu avat și îl încarcă o fierul vechi. Îl bargă din geamă. Dacă ei au manifestarea în social... Ce au făcut cine? Și mă duc cu bulbezi și îl încarcă o fierul. Dacă au manifestarea în sociale, deci de ordine publică, tot Poliția Națională intervine. Au venit, au percutat, a venit poliția la Mănești, au venit jandarmii, dar nu vin către noi. Poliția locală este cea care aplică sancțiunea. Și eu de asta vreau, hai că nu mințim, vreți să știu ce faci. Atenție, trebuie fixat cuantumul de către Consiliul Local. Nu poți să stabilim. Am zis, suntem cetățeni ai comunii. Deci trebuie să fim... Deci are un aspect delicat. Îi delicat. Știu, deci asta, dar noi ne raportăm la... Măsura care vreți să o adoptăm este, într-adevăr, în a ajuta și a face în așa fel încât să nu avem problemele astea. Cu proiectul, vreau să vă spun că el nu știe, romul ăla, că tu ai amendă să-i dai dacă vine și să stabilești două zile. Noi avem, auzi, noi ne raportăm aici, ăsta e ca o completare la hotărârea dată de noi cu ce am făcut, că nu le-am dat voi. Păi dacă nu le-am dat voi și fac, noi să și acționăm, este trecut aici, conform legii, domnul jurist, asumă. Domnul jurist, și noi? Hotărârea noastră, care vrem noi? Nu sunteți organul de legislativ. Credeți că încălcăm drepturile omului? Nu. Faptul că România este membra Uniunii Europene și constituțional noi suntem subsidiar legislații europene. Este articolul. Dacă spuneți că, domnule, este legal... Ilegal. Deci articolul 1, amenda contravențională are caracter administrativ, da? Cel mai jos se spunea. Deci, limita minimă a amenzii contravenției este 25 lei, iar limita maximă nu poate depăși 2500 lei. Da. În cazul contravenției stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale. Nu putem. Pune 8, articolul 8 din ordonanța 2. Dacă fac? El stă de azi până mâine, asta nu stau. Dar stă de azi cam până pe la... Dau amendă? Nu știu. Este prevăzut. Deci, la articolul 8, să vedeți ce are hotărâri consiliilor locale. Poliția, Deci,
Dacă nu-i dai amendă, dacă nu-i face un buletin, n-are nicio... Ce bază-i dai amendă? Dar nu-i problema mea, domnule. Păi da, amendă pe policist. Păi am pus echestul pe bunul și bani. Am un jandar, nu-i mai treabă. Și ce să spun un cinte? Dar noi, la noi, faptul că tu... Dar polițistul local să poată să-l amendeze, asta e de poliția. Nu poliția națională, atenția. Deci ai... 50, propunem 500 de lei, dacă băieți sunt de acord, da. O punem nici minim, nici mic, nici mare. 500 de lei, când le ajută. Dacă ești 20 de căruși, ne-am fost. Deci, mai înainte spune că bani nu vine aici. Dar nu mai sunt, nu alocat, cât mai mare să dea să fie, dacă mă alăgeți cu eu. Hai, pe trebuie să faci, ai 500 este bine. Hai, pune la vot. Să aprobă maximum de 25 ca să aibă majul până unde se duce? Nu, 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 500. Nu ar fi numai de 500. Dacă noi ne încălzăm între 500 de lei. 500 care este? De căruțe, de familie, de cum? 500 de lei de... Nu, de... Șapă. Băi, nu mai zi așa. La cine îți da actele acolo? Nu mai zi așa. Așa cum e nici niciodată. Pentru comunitatea romilor respectiv. Dacă îți patru și ceva de... Dar 500 pentru comunitatea romilor. Dar acolo, atenție, acolo... Pe familie. Pe persoană. Pe familie, nu pe șapă. Nu poți să ia mea bietul. Nu, copiii nici n-ai voie. Procesul verbal scrie pe persoană. Dar cum să nu? Atâta cauză. Pe familie, da. Pe familie, da. Dacă le dai problema, mai dați-i. E bine, Celsu. Deci cât? 500. 500, care este Petru? Toți. Hai, ia. Am spus, bravo. Bagă-ți. Hai, dă-i cu gazul. Dă-i cu pasul. Trecem mai departe, da? Da. Articolul 6. Proiect de hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investiției, înființarea rețea de distribuție gaz natural în comuna Scorțeni de Țulor. Da, cine se înscrie? Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Eugen. Doamna pe o treasă? Nu, nu. A, nu. Doar așa văd ceam? Da, doi, termin. Altcineva. Când dumneavoastră nu vă permiteți cu mine, sunt pozitia pe lume. Heice. Altcineva. Ai o zic că venim sau domnul ceva? E, și eu zic, domnul Eugen sau domnul Eugen? Nu, eu nu zic domnul Juric. Eu nu zic domnul Juric. Deci, domnul Comănescu, da, are cuvânt. Deci, acest proiect grandios, să dea Dumnezeu să se înfăptuiască în următorii 10 ani, două mandate. Da, nu e ironie, este chiar realitate, pentru că nu așa. Da, acum, revenim. Am văzut, noi nu am aprobat, asta în Consiliu. Avem șosele, avem apă, gazul ne lipsea. Ok, bun. Gazul interi. Bine să vină și gazul, că spargem șosele care nu le avem. E foarte bine, că așa trebuie, totdeauna trebuie să pui canalizarea, gazul, înaintea asfaltului. Nu se spargă după aia. Probabil nu se spargă. Da. Bun. Am văzut și de vizul general. Poate nu știți că 4 milioane de euro pe treabă, da? Sau chiar mai mult. Asta e la început. Chiar 6, da, da. Dar ideea este că eu în mapa, aici iar ne vin, Vasile. Ce am primit domnul Zafretu. Vasile, de ce? Așa, se aprobă studiul de fezabilitate, de vizul general care este, indicatorii tehnico economice investiții. Eu n-am nici studii de fezabilitate, n-am nici indicatori economice, am devizul cu banii, cu asta. Păi dacă ar să vezi studii de fezabilitate, păi să da. Fac atâtea hârtii la 13 colegi, păi și am avut serul de fezabilitate, ce-au putut și oamenii ăștia? Că vă dați voi că rețeați studii. Că rețeaua în sino și... 60 de zile n-au avut, mă, săraci timp. Măi, omule, dar 13 ori 180 de zile. Nu ziceam noi că punem în CD-ul ăla, doamnă, nu mai e cu CD-ul. Dar vedeți documente, dumneavoastră, e normal. Când vă spuneam la început, da. Problema să domnule, eu n-am luat cuvântul da. Să spun că nu-s de acord. Cum? Da, mă, eu am mai ridicat până o dată. Am spus că eu aici am vrut să văd și eu niște elemente care se spun, așa, așa.
Vă doar de lipsă. Ședințele amene. Da. Se supune soarta. Atât am avut de remarcat, Vasile. Cine este pentru domnul Pe? Cine este pentru? Puteți ca să fiu ne puteți spune și dumneavoastră de unde vine suma de bani pentru acest proiect? Această investiție este fondul național de dezvoltare, FDD-ul, parcă din ce știu eu, că s-au schimbat din mai multe ori denumirile. Așa. Noi ne-am asociat din foarte bine știți, că ne-am asociat prin inițial 4 comune, acum am mai intrat 2, a intrat Radioană și cu Sândoleniu cu noi, de eu ăsta nou, Asociație de Dezvoltare Intercomunitară. Guvernul României, spre bucuria noastră, lasă domne, cade vine altul. Da. Vine de-a meu, vine, pleacă de-a meu, vine de-a matale. Care-i smecheria? Tot de acolo. Nu mai vorbiți așa, așa. Meu de-a matale. Guvernul e a țării românești. Da, domnule, dar stai de acolo, are politică. Da, rog, ea la vorbim. Fați politica, domnule, faceți treabă pentru bombă. Păi face, bombă, fac și altul, face și eu. Și, da, să termin ce vă spun. Deci, nu numai situația noastră, este situația la nivel național, spre bucuria noastră, avem acceptul la transgaz să ne înțăbăm. Gasele au concilibat, nu te lăsa nimeni, chiar dacă vrea. Ei, Guvernul României împrumută Comuna Scoțeni, Comuna Sândureni, deci asta e numai partea noastră, pe segmentele care le avem, pe 20 de ani. Rata de îndatorare a unei comune, exact ca la o persoană fizică, nu poate să depășească 30% din veniturile proprii. Veniturile proprii aveți o anexă în spate, avem 30% rata pe 20 de ani, 3.440.000, care se duc în fiecare an. În Doamne ferește, s-au pus întrebări, în care primăria intră în incapacitate de plată, preia creanțele, datoriile, le preia statul român, deci nu se oprește investiția. Deci e o chestie bună, dea Dumnezeu acum dacă cred că sunteți de acord, săptămâna viitoare o să mă duc eu la București, azi a fost domnul Tulpan, le depunem achiziții, nu pot să spun minciuni, știți dumneavoastră, hârtie din omoară, dacă treaba e bună, 2-3 ani avem gaz la poartă. Spune-mi un termen maxim. Da, poate să mai reușim. Dar nu vine întâi proiectul ăla cu drumurile vechi pe vremea ta și ăla cu apă. Păi nu, ăla ia mâine aici, al face el. Că nu e o ordine, adică... Nu mai știu de ordine. Eu v-am lăsat. Acum am lăsat cu pratele. Nu mai sunt de actualitate. Dacă ați spus că... Să punem la vot acum. Nu mai sunt de actualitate, nu mai sunt de actualitate. Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Dragilor. Am spus că da. Toată lumea. Toată lumea. Mulțumesc. Trecem la următorul punct de ordine de zi. De la mine. Proiect de hotărâri privind aprobarea taxei de închiriere a utilajului. Așa. Știți, despre ce vorba, inițial, pe timpul domnului Mircea, când l-a achiziționat pe ăsta, era o taxă, erau alte prețuri, și pentru buloși, și pentru tractor. Aceste prețuri nu mai bat cu prețul la carburant și știți că dacă vine curtea trebuie să avem măcar cui pe cui sau un leu în plus. Și asta e un preț, eu zic, e ochi, dar hotărâți dumneavoastră. Bine, bine, bine. După ce aveți să mă scriu la cuvânt. Da. Ce ne să scrie la cuvânt? Domnul Să avem grijă, că spunem în felul următor, începem cu data de 1 a 10, se aprobă taxa de închiriere a utilajului așator în cuantum de 150. Foarte bine pentru cetățenii comunii Scorțeni. Dragii mei, îți vine ăla de la Comuna Strugar sau din cetățuia, care are teren aici în Florești, în Scorțeni, Grigoreni, și vine și spune, domnule primar, vreau și eu să închiriez, dar să la o parte doar pentru cetățeni. Da. Dumneavoastră vă aduceți bani, de ce? Adică dacă nu are teren aici și vine din Luncani, nu o să-i dați teren? Eu zic acord, completăm articolul și pentru cetățenii care au proprietate. A, păi atunci dați la bani, puneți virgulă aici, da? Revenim și semnăm. Deci, atenție, ne-am scris amândoi, eu nu m-am șucărit, că m-am scris primul și am vorbit. Și care sunt proprietarii terenului? Domnul președinte, pot stai în Bocan și eu nu stai. Bun. Da, oricum, deci atunci un pic mai mare din înălțime ca mine. Haideți să lămuresc treaba și conținez. Ascultă-mă, deci tu nu vorbești. Nu vorbesc, eu m-am scris la cum. Când ai să înscrie, atunci vorbești. Deci, a spus un lucru bun, ca completare. Noi am discutat la cabinul completare. Ne-am stat la ședința de comisie și ne-am armonizat un pic părerea cu chestiunea asta, pentru că sunt oameni care, într-adevăr, pot avea terenul la noi, plătesc niște impozite pe la noi și atunci trebuie și e prinsă în marja asta. Bun, am rezolvat cu asta. Doi, prețul. Prețul care l-ați propus dumneavoastră aici, din analiză cu colegiul, rezultă că ar fi cam prețul de piață. O să dar,
sugestii, nu e sugestii, chiar ar trebui. Trebuie să găsiți, cum am văzut, acum am văzut, este uite, evaluarea de la raport de evaluare, trebuie să găsiți o hârtie de asta, că pe prețul de piață, că vine, vine curtea o să vină, și să zică, domnule, care e baza de calcul a stabilirii prețului? În fața oricărui preț stabilit de consiliu, nu poți să spui numai că vor în hotărârea consiliului local, dar poate să au venit pieță la ședință. Trebuie să ai o leacă de consumuri, motoresurse, kilometri pe oră, consumuri, cum spunea veniți la ședință. Așa, domnule, deci asta este, rezultă dintr-o chestie, o comisie care face treaba asta și o puneți lângă hotărâre și la timpul când, așa, deci... Așa era și la... Mai am o chestiune, mai am o chestiune care mi-am notat-o eu de acasă. Deci, din loc, când vin oamenii, că nu e ca un regulament, aici, oamenii vin și fac o cerere. Da. Ca aceste, să notați, domnul Vasile, ca aceste solicitări să fie rezolvate în ordinea înregistrării cererilor, înregistratura, cu mențiunea în care, dacă, să zicem, apare o situație deosebită din cauza unei exemplării și la biserică, cade mortul de la 2 metri, se duce la 5 metri și trebuie să ridicăm la loc. Deci sunt deci o chestiune de o prioritizare la un moment în care, eu zic, dar ce a venit ăla sau ăla că mi-a luat locul, cât ăla tine la ușă, și mai delicate. Da. Și am terminat pe punctul ăsta de acord. Da. Cine este pentru? Nu, vor precizare un pic. Da. Niște lămuriri foarte clare. Da. Ora de funcționare, ora de staționare, ora de deplasare. Ora de funcționare, spune eu. Funcționare. Bun. A spus aici pentru cetățenii Comunei Scorțeni. Eu sunt cetățean al Comunei Scorțeni și solicit buldo să duc la Ardeoani. Nu mă puteți refuza. Eu zic că nu. Sunt cetățean al Comunei Scorțeni. Sau... Când pleacă buldo din unitate, te uita la ceas foarte frumos și îl plăca ca deci, ce pe banii dumneavoastră să fie Scorțeni sau Ardeoani? Nu, nu. În momentul când eu pun treaba asta în document, am acces, dau acces și mai liber, trebuie să-mi iau și măsurile să îndeplinesc niște criterii de circulație pe drumul public și altfel. Că altfel nu pot să-l dau. Aș vrea să-l dau, dar n-ar o vinietă. Sau, eu sunt cetățean al Comunei Sportivi, cum sunteți noastră și aveți nevoie de un lucru la Nicolae Bucet sau nu vreau? Vreau să aduc venituri suplimentare în buget sau nu vreau? Și atunci dacă vreau, hai să facem așa. Trebuie să precizăm foarte clar. Și precizăm doar pe teritoriul comun. De raza locului. Va fi în deservirea persoanelor care au proprietăți. Ce am spus? De raza comunii. Pentru că eu am înțeles. Eu sunt cetățean al Comunei Scorțeni, dar eu vreau bultul la Nicolae Bălcescu. Așa. De ce? Pentru că ce consum are un buldo când staționează? Cât așa taxiul, dacă îți duci și staționează, dar îngândiți-o. Păi da, dar pe toată de staționare poți tarifa altfel. Dacă nu vorbim de mine, nu să nu registrezi. Doar când te tarifează, dar sunt un tarif mult mai mic față de cel care funcționează. Și nu vedem cu lucrătelea, că eu cred că o să duci în mea știe. Lămâne așa? Lămâne așa? O altă problemă, cineva dacă îl închiriază de la Șerpeni, păi până se deplasează de aici pe la Șerpeni. Păi oare mi-e funcționare, mă, omule? O pleca la ora 8, mi-a de la primărie, a ajuns la 9 la el, ora aia cum plătești? Cum plătești? Dar cum? Dar eu asta? El are ceas, are un anumit. O pleca pe foaia de barcă. Are, uite-te, ne-am zis, nu le vin. Are ceva. Vine, măi, vreau, Toată lumea. Următorul proiect de hotărâri privind aprobarea anulării accesorilor, majorărilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31.12.2018.
2018, datorate bugetului local al Comunii Stojeni, județul Bacău. Eu știu despre ce e vorba, dar ar fi mai ușuresc colega să vă explice... În mare parte ați văzut despre ce este vorba, dar spune-mi doar la întrebări. Spune despre ce este. Avem ordonanța 6 din 2019, care zice că se aplică opțional dacă Consiliul Local aprobă prin hotărâre aplicarea prevederilor, în cazul în care am putea da la scădere am anulat majorările creanțelor restante la data de 31.12.2018. De exemplu, am creanță principală, da, un impozit auto în valoare de 2.000 și la acești 2.000 am majorări de 1.200. Ordonanța asta vine și spune că eu pot să-l scutesc pe om dacă Consiliul Local aprobă, pot să-l scutesc pe om de acea sumă de 1.200-1.400 reprezentând majorări, în cazul în care dânsul plătește pe loc 2.000 de lei plus impozitul pe anul în curs plus majorările aferente impozitului pe anul în curs. Doar așa poți să-l... Deci noi, efectiv, vine în sprijinul cetățenilor, e scutim, dar și nouă ne crește gradul de încasare. Persoane sunt destule. Da? Sunt, se aplică persoanelor fizice și juridice. Da? Are și un termen. 15 decembrie 2019, da? Deci este o ordonanță cu termen, efectiv, nu este tot pentru totdeauna. N-ai putut totdeauna. Debitul se șterge? Debitul nu se scutește. Debitul trebuie să se achite. Hai să vă spun eu un pic, dacă permiți vorbeați un pic. Deci, am spus, debit 2000, majorări, un exemplu dau, că nu pot să, da? Vorbesc de o mașină cu un debit de 2000 restant la data de 31.12.2018 și cu majorări de 1.200-1.300 de lei plus impozitul pe anul în curs, să zic, 300 de lei și încă 15 lei majorările pentru impozitul în anul în curs. Omul, dacă îmi plătește 2000 cu 300 și majorările aferente lui 300, va fi scutit de 1400. Dar cererea, se depune o cerere, iar în spatele cererii se va depune copie după documentele de plată, respectiv ordin de plată sau chitanță. Până la data de? 15.12.2019. Nu mai am zis să mai întreb. Deci când vorbesc, când scutesc pe om de majorări, asta înseamnă că el poate să aibă 5 criterii. Impozit, clădire, teren, extravilan, el trebuie să mi le achite pe toate 5, inclusiv amenzi restante. Ce înseamnă majorări? Inclusiv amenzi restante. Deci, în un cuvânt, el trebuie să fie pe 0 și îmi rămâne mie de dat la scădere prin decizie majorările. Codul fiscal. Ce s-a stabilit în document? Doar majorările aferente creanților prestante la 31 decembrie 2019. Codul fiscal, stau dacă ne-a genul, spun eu. Codul fiscal vechi nu se lua banii pe taxe și impozite dacă aveai amiaș. Da. Acum, e o facilitate, omul plătește doar suma inițială și asumă, o plătește și singurile, poate bine și colegii, amiezele și gunoiul nu suportă majoră, alea sunt la o parte. Dacă omul să plătească impozitul pe casă, are o facilitate acum. Inclusiv amenzi. Da, băi, l-am spus, trebuie, dar alea m-am majorat. Vorbim de tot ce are omul. Băi, n-au făcut niciodată. Deja, e dar mai... Luna am terminat. Foarte tare vă rog că ne-am terminat. Pentru domnul Vasile,
Articolul 1. Aprobarea anulării accesoriilor, majorărilor, în cazul obligațiilor bugetare restanțe la 31.12.2018, datorate bugetului local al Comunei Scorțeni, județul Bacău, conform anexelor 1, 2 și 3, parte integrantă din prezentul hotărâre. Am mai avut niște observații de chestia asta. Foarte bine. Atenție. Nu fac reproș. Haideți să redactăm acest conținut mai aproape de prevederea legală. Și o să ne dă doamna Nichita formularea la acest textuleț care l-a trecut domnul Vasilei, în care spunem inclusiv data cu achitarea. Nu, acolo trebuie să spunem conform procedurii, că în spate eu am o procedură, nu conform anexelor. Anexele eu vorbesc din hotărâre. Da, hotărârea în față se aprobă conform procedurii. Scrim aici două rânduri. Cu achitarea până la... Da, procedură să fie. Da, domnule, dar eu aici sunt procedura care nu am primit și nu am trecut în textul din față. Nu, la ce a scris el? Doamne, pe tine la un proiect și încărcăm, îl încărcăm. Încă o, să-l ducem mai aproape de el. Deci să fii înțeles. Da, dacă el vrea. Numai că nu vrei tu să fii. Nu, dar nu rămână în secunde. Deci, hai, procedură. Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, autorizație de funcționare și profil de activitate pe raza Comunii Scorțeni de 2019. Ideal ar fi tot la fel, colega Nicheta Diana, să vă prezinte. Ce ne se... Ați înțeles? Doamna viceprimar, Și cele mai sensibile așa, 15 lei pe punct de lucru, până la 4 angajați, da, între 4 și 8 angajați. Stați așa, 15 lei pe punct de lucru per lună, per lună, inclusiv pentru cei care dețin sau nu dețin autorizații de funcționare? Da? Și dacă dețin, dacă nu dețin. Deci 15... Ăla care nu dețin... Ăla nu dețin, n-ai cum să-i pui și la faranie. Păi ăla n-are cum să funcționeze dacă nu are. Deci ca azi avem societăți la Registrul Comerțului înregistrate pe comuna noastră, prin contracte de comodată în locuințele oamenilor care nu au solicitat autorizație de funcționare, ele desfășurând activități economice în altă țară sau în alte sectoare. Deci 15 lei luni. Da, deci el efectiv nu produce gunoi la ei. Dacă nu produce gunoi, ei de ce se plătează? Ce-am discutat în comisia? Oameni buni, ascultați-mă de ce vă spun, eu vorbesc și dacă greșesc mă completați. Mă ascultați, Adi, ascultați-mă ce vă spun. Din punctul meu de vedere și corect, cine produce gunoi trebuie să plătească. Doar cine face comerț cu care rezultă și generează gunoaie. Nu îl pui tu pe ăla care are 20 de stup sau părintele are 50, pe de-aia gunoaie care are societate. Dacă nu, deci când vorbim cum? De societate, vorbim din nu ai cum. Forma de organizare. Deci trebuie să produci gunoaie și plătești. PFA, legea 101 la salubritate îți spune clar. Cine produce, plătește. Doar reforme, am spus. Toate formele juridice. A, P, P, F, ce-o mai fi ele. N-ai cum. Noi nu m-am scris la cuvânt, dar am vorbit pe acum. Nu, dar ce mai fi așa. Fiecare ce spune răspunde la întrebări. Haideți, domnul Zafirescu. Deci, doamne, nu astea specialist. Eu citesc rândul și pun și întrebăruța. În temeiul articolului 129, alineatul 2, litera D, 4, articolul 196, nu știu ce, ordonanța 57 din 3-7-2019. Codul administrativ. Această taxă pe care discutăm noi acum, da? În detaliile care s-au specificat aici,
este acum din modificările astea la codul administrativ? Nu. De codul administrativ, nu. Și domnul secretar, vorbesc doar nu, alea sunt cea alea raportul la ce aprobă taxa asta noi nu am discutat-o noi am avut până la data din 1-a, 2-a, când s-a rezistat atunci. În 1-a, 2-a, în evidență doar persoane fizice. De când s-a înființat restul și până la 1-a, 2-a sau 1-a, 3-a, nu știu exact data de zilerii contractelor, ei și-au încasat ei banii singurei de la fiecare persoană juridică. Atunci ne-au plasat o nouă și au zis să înființăm taxa, nu să le recuperăm banii. Ei tarifează pe noi, inclusiv pentru persoane juridice, inclusiv pentru persoane fizice. A fost o problemă. Doar o mică întrebare. Ce s-a plătit până în martie? Că eu țin minte pe martie. Mai plătim încă o dată la primărie? Când vorbim de ce s-a plătit, deja nu ține de mine. La mine ține doar de ce vine, ce impunem, ce stabilim. Bine, nu. La dumneavoastră le figurează începând de martie sau februarie. Din 1 martie. Deci, da, se tarifează Cu data rezilierii contractului, că de atunci nu s-a mai plătit la companie. Deci atunci mi-am fost adus la cunoștință o societate care are 3 angajați cu jumătate de normă. Persoana respectivă are 2 societăți. Cei 3 angajați sunt angajați cu jumătate de normă la una și cu jumătate de normă la cealaltă. Amândouă figurează pe raza comunei scorțiene. Cum va plăti acel... De o singură societate. De jumătate face cu 3. Trebuie stipulat foarte bine. Foarte clar toate lucrurile astea. În comitocul ăsta. Nu, ai spus că am un regulament. Avem ceva în spate. Eu am regulament. Am spus-o de la bun început. A se verifica societățile care le aveți pe comună? În ce condiții? În ce condiții? Le-am spus. Era și despre avut și-o... De asta a societățile. Un tabel cu... S-au cerut de la Republicul Comunității societățile, dar încă nu am primit răspuns. La fel, am cerut de la IMM numărul de salarii pe fiecare societate. O să cereți chestia asta ca să știți. Da, dar nu tine când o sclavină le puneți. Acum este hotărât și atunci o să știm despre aducem alte îmbunătățiri. Cu anex. Sigur. O fost hotărâtă până la 3 angajați 15 lei pe punct de lucru. Între 4, între 4 și 8 angajați. Menționează cu program normal de 8 ore. Unitatea îți lucrează 10 ore, că aveți program de activitate unde pe autorizație spune de la 9 la 12, că omul lucrează 3 ore și la 5 ore n-ai nicio treabă. Nu se poate, este angajat, statutul de angajat. Indiferent care e jumătate de normă, 15 lei o să aibă și 2 ore să fie angajat pe zi. O să fie și din asta, cum se numește, liber profesionist. Dar registrul comerțului. Deci mai este registrat la registrul comerțului. Mai mic sau egal ca 4 angajați? Cu 4 angajați. Mai mic sau egal? Da. Între 4 și 8. Între 5. Între 5 și 8. Am fixat 50 de lei. 50 de lei. De persoană sau de... Nu de persoană, punct de lucru. Punct de lucru, efectiv. Deci poți să aibă 20 de lei. Na, am zis între 5 și 8. Între 5 și 8, mai mult de 8, 100 de lei pe lună. Ceea ce nu există la noi. Avem. Dar nu avem. Avem societatea de transport care are 5 angajați aici și restul 13 fac țara. Ăla cum te referi? La fel, nu? Pe punct de lucru. Nu contează cât. Păi cât da, cadrează pe... Deci mai mult de 8, cât a spus? 100 de lei. 100 de lei, da? Da. De exemplu, eu o să-i cer lui extras din revisal, da? El o să vină de la ITM sau din revisal. O să-l verific cu ITM-ul și ITM-ul o să-l zic. Societatea SCX, da? Sportatoare, da? Deci specific. Nu contează ce domeniu de activitate. Are 20 de angajați. El nu-mi spune că 5 îți plecați. Eu la 20 înmulțesc cu 100 și mi-a să 2000 de lei nu pe lună. Nu pe lună, dragi! Pe punct! Pe punct! Deci 100 de lei, nu de persoană! Pe punct de lucru! Pe punct de lucru! Deci tarifele acestea sunt pe puncte de lucru! Da. Dar numai în funcție de deci 1200 pentru cei
care depășesc mai mult de 100 de lei. Da, și 1200 pe an. Da, noi vorbim de lună. Da, eu am vorbit de lună. Noi am vorbit de lună. Nu ne-am... Da, în următor. Acum, dacă o fi, Doamne ferește, să fim prea mulți, sau o să vă aducem o nouă modificare printr-o altă hotărâre a Consiliului Local. Cum da. Ce punem la vot? Dă-i bătaie. Care este pentru? 13, da? Da, da, 13. Ce mai? S-a luat de specialitate? Nu, mai este cel mai la pușul bala. Nu, a zis bine, lasă, ia-le o ordine, ia-le o ordine. Ia-le o ordine care e bun pe ordine. Da, trece. Suplimentare. S-a luat de specialitate, privind de pe ele pe luna iunie. Da, să nu discutăm. Dar ce îți răspund? O Da, era, nu contează, vreau să spun chiar numele. N-am spus nimic, iau, prima oară. Ce vorbești mai greu? Deci, m-am zis la cuvânt și vă rog frumos. Cred că ne respectăm, nu? Da, bă. I-am observat că la sfârșitul anului trecut și începutul anului ăsta, așa, printr-un tertip de ăsta de a redacta această situație a cheltuielilor, cu tot ce am observat, că a fost un derapaj de la modul lunar, cum se venea, transparent, cu toate bune relele, le vedeam. Acum văd că cineva își bagă coada iar, doamna au și șters-o deja din ședință, vreau să discutăm pe modul ăsta de lucru, adică eu chiar am crezut că ne prețuim, adică vreți preț de la noi către voi, să vă votăm, să vă fim de acord cu voi, dar de fapt voi pe noi ne disprețuiți. Pentru că iar veniți cu mizerii de genul în care nimeni nu înțelege absolut nimic. Ne-ai promis în februarie, în martie, că se termină cu mizeria asta de redactare acestei situații de cheltuieli, care cineva le face așa niște orgolii personale în eminența sa cenușie, bântuită. Deci eu nu mai sunt de acord cu chestii de genul ăsta. Eu m-am dumirit în 3 ani jumate cum lucrăm pe aici. Aveți pretenții de la Consiliul Local, dar nimic nu ne dați. Nici ca respect, nici ca... Păi ce e asta, domnul? Păi nu înțelege nimeni nimic. Dar înțelegeți dumneavoastră ceva? Eu nu înțeleg nimic. Așa. Deci nu era ceva de votat. Dar dacă vreți să discutăm, să ne privim în față cu demnitate și cu respect, nu veniți cu chestii de genul ăsta. Nu veniți. Pentru că acum spun public că iar am suspiciuni la cum s-au cheltuit banii pe lunile iulie și august din trimestrul 3. Și o să vă treziți luna următoare când vreți iar aprobarea execuției bugetare și o să spun pe motivele care le am și o să le spun la timpul respectiv și iar o să iese un vot care nu o să vă convine și iar o să faceți să falsificați hotărârea Consiliului Local. Păi haideți măi fraților, că a trecut 3 ani jumate din mandat. Chiar nu vreți să fim o echipă și să lucrăm drept, cinstit și cu demnitate pentru lutul ăsta scorțenean. Deci eu nu sunt de acord cu chestia asta și consider o zgignire la adresa Consiliului Local, cum s-a redat. Nu mai faceți deloc, decât să veniți să ne prostiți așa. Acum eu și chiar mă uit. Păi eu, acum o vedeți, eu sunt convins că o vedeți acum. Ascultă-mă tâmpit, eu mă uit și chiar deduc. Văd venituri, da? Sumii, pe ce? Și voi cheltuie. Pe pagina da, da. A doua, da? Și la cheltuieli spune. Îți dă codul, clasificarea, da? Pe ce? Salarii de bază, câte? 632.000. După aia, indemnizații pentru persoana din afară unități. 74. Indemnizații din hrană. Alte drept. Totul este defalcat în partea dreaptă și o văd foarte clar. Mai mult? Vreau să mă scriu și mă nu scris, de fapt, eu la cuvânt. Deci, sincer, era bine, domnul primar, dacă aveați una în forma care a fost mult să-ți scrie. Nu mai facă, mai bine. Că eu am dreptul ăsta făcut, da? Și o am pe asta, să vedeți unde se urmărește un jur. Aici, într-adevăr, are de toate. Are multe, cu cheltuieli defalcate. Dar e foarte, foarte greu de urmărit. E foarte greu de urmărit. Și cine știu dacă... Deci,
am mai făcut dumneavoastră ați dat ordin. Față de normalitatea care era, să se schimbă treaba asta? Nu există. Păi, dar atunci dați-mi voie să trag concluzia că aici face fiecare ce vrea. De când nu crezi cu mine, uitați-vă aici și chiar vă rog să filmați, de când nu crezi de 3 ani ceva cu mine ca primar, când sau când fost, ai primit vreodată ordin de la mine să faci ceva în afara legii? Dar nu faci. Sau să facem ceva ca să-i mulțumim pe oamenii ăștia? Nu știu, domnul consilier, haideți să lămurim o dată, cum ar trebui făcută? Eu nu meu. Deci nu mai mergi mandi, o întreb cum ar trebui făcută. Păi era foarte bine cum s-a făcut 3 ani. Am făcut niște observații, omul și l-a însușit. Dar o cum ești aici, doamna Părța? A spus omul, bă, se va reveni, am înțeles, și-a asumat-o, s-a revenit, a fost ok, și acum iar ne trezim. S-a revenit. Că cineva de mob face, băi, nu se poate așa ceva. Aveți pretenții la noi? Hai, bă, să ne respectăm. Nu se cum trebuia. Poate una dincolo ajunge alta, asta le faci. Băi, deci nu, asta nu merge. Eu vă spun, nu merge. Nu merge și... Dar o mai fost o secundare și o să fost să le vin. O fost o dată cum, da? Păi nu a venit. Nu la fel s-a făcut tot timpul. Nu, nu, nu. Poți să faci la fel? Nu, nu, nu. Da, tu mă surprinzi acum. Nu, dar serios, nu, nu la fel când a făcut contact. Doamne, nu știu. Doamne, după 3 ani jumătate. Dar dacă scrie, mă, eu gen aici, dă un aibic. Deci 3 ani de zile, noi am învățat o procedură de lucru, da? Am făcut în ianuarie, februarie, intervenție de primarul Comunei Forței, să se revină, ai înțeles, ai revenit. Și-a venit. Acum iar ai luat-o, ca în ianuarie, februarie. Nu există ca luat. Să nu mai bagi nimic, fum în cabine. Deci, luna, iulie revenise. Băi, mă enervez, dar tu crezi că dacă erai primar, deci, sau fost și nu mai fost, deci poți să verifici, dar scrii, e falcat, nu am iată, băi, dar chiar ce vrei să planezi asupra mea? Fac o hârtire așa. Nu. Dacă cine a zis că primar? Da. Nu, dar văd că ești nevotat, deci, mă rog, mă rog. Deci, în ianuarie, domnul Cătălin, în ianuarie și în februarie, te-ai plecat mai mult către această problemă, care era... Te-ai plecat mai mult, la timpul respectiv, către această problemă. Ai și rezolvat-o. Deci în ianuarie și februarie, acest reproș a fost de actualitate. Ai rezolvat-o, s-a revenit la actualitate și acum cineva, fără știrea ta, atenție, fără știrea ta, să revine la niște lucruri ca să noi să nu mai pricepem absolut nimic. Am înțeles. Păi noi vrem să ne facem niște relații mai bune sau vrem întotdeauna să fim numai în... Nu trebuie să fim, suntem oameni noi. Atunci hai să ne respectăm. Votăm una, la Bacău ajunge alta. Acum vrem și noi o transparență în documentele astea, să pricepem cu toții, da? Treaba asta. Și nu este că cineva, fără știrea ta, își permite să facă orice aici. Asta e stat. Nu te supăra. Nu te acuz, este ca procedură de lucru, este o procedură de lucru care ne asigură o transparență și să ne privim în noi foarte clar. Păi și atunci eu, dacă nu pot să urmăresc niște chestiuni... Am vorbit o dată, așa mă chem, am vorbit o dată, am revenit, acum ne rog nu știu cum... Sincer, cineva peste primar, peste ordonator principal de credere și permite să facă orice. Asta e situația, asta e realitatea, dar tot nevenit. Hai, domnul președinte. Asta mă ocup de treaba asta. Alea două, vedeți că am trebuit... Păi dar le avem acum, dar domnul președinte, și până la vot asta. Dar trebuia proiectele de hotărâri și după aceea discutat chestia asta, că ăsta e doar un simplu raport. Dar nu-i logic dacă tu vii cu suplimentare, da, intri după toate ori, toată ordinea de zi. Lasă-mă, doamne. Deci ai venit cu ordinea de zi. Asta de mine nu trebuiau să mai intru. Dar vii cu suplimentare după 2 luni de stat acasă. La proiecte, acolo. Dă-i drumul. Ai zis proiectul patru. Cele două proiecte? Da. Deci, în continuare, proiect de hotărâri privind desemnarea doamnei Tănase Niculin, a funcționat public în cadrul aparatului de specialitate al primăriei Comunei Scorțeni și domnul Ondu Alexandru, consilier local, așa, Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Scorțeni, județul Bacău, perioada 2019-2020. Aici am zis la cuvânt, te rog. Să-ți scrie la cuvânt domnul Alexandru. Am înțeles că propune după cum știți, am mai hotărât odată în Consiliul Local
schimbarea mea din Consiliul Administrativ al Școlii cu doamna Parcău, având copii aici, fiind mai mult prezentată de mine. De picolii, și precizare în rapoartele de picolii. Și de picolii, dar mi-a acolo și dânsul. Dacă adică vedem o dată, că și-l propun pe domnul Patron. Dar adică dânsul nu a fost de acord, i-au apărut iar să zic, zic, că... Nu, nu, probabil... Poate nu a vrut... Un om e ceva. Ei, până de ce vrei să află? Hai, propun. Dar propun. Da. 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 Care primar în anul ba da, are voie să modifice legea din 2017, da. Primarul, vicele primar, poate să facă parte din Consiliul de Administrație, dar în aceeași măsură primarul poate să-și desemneze un înlocuitor. Nu, dar erau doi consilieri de asta, erau doi din noi consilieri. Nu, nu am avut niciun cifer, eu am trebuit cerere și atunci au trebuit să desemnez și nu poate să ia fără. Nu, 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 nicio problemă. Deci un reprezentant al Consiliului Local, primarul, vicele primar sau un reprezentant al primarului. Supuneți la vot. Supuneți la vot. Ce este pentru? Iar primarul a ales un... Suntem 13, da? Da. Suntem în unanimitate. Da, mai am discutat la comisie, de nu. Cu modificarea a făcut. Da, da, da. Cu modificarea în locul lui domnul Ando Alexandru, domnul Șucă. Și ultim mai cu patrimoniu. Proiect de hotărâri privind aprobarea intrării în domeniul public privat, Comuna Sturgeni de Bacău. Și mi-au banii? A datoriilor, dotărilor căminilor culturale din satul Florești și Grigorești. Cine ce să scrie, nu? Da. Cine e pentru? Să-mi scrie cineva? Întreb o întrebare. Da, domnul, da. Când acest proiect în valoare de spune stă locul? Deci dotarea căminilor culturale. Tot și-ar să ceva din anumie. Și ai din mișto. Haideți să dăm din mie. Exact de ce sunt de cele două... Nu, dar e de parcat. Nu poți să de parcat din 52 de mii. Păi cât ar fi? Pe 12.000, na. Așa, deci bun. Când se termină acest contract? Ca să avem certitudinea de contului de la aștept. Până pe 31 noiembrie trebuie să am plăt. Și de-aia am nevoie de asta ca să pot să depun să primească cele animate pe prima etapă. Etapa a doua se termină în două săptămâni și cu asta, o să depun și luăm bani înapoi. Bun, dar deci, contractul ăsta, dotarea unor cămini culturale, nu trebuie 2 ani să le dotăm? Dar ați dotat de mai înainte. Da. Păi și atunci procedurile astea, de ce le-am lăsat să curgă încă aiurea așa, ca să mai luăm niște bani, zborul la proiecte sau cum? Nu, nu, nu. Consultanța, firma de consultanță care a fost inițial, a venit cu solicitarea la primării directorului contract și l-avea consultat și a căutat și pe ce perioadă ați încheiat contractul cu AFIR-ul? Cu strict dotare? Până în noiembrie, la finalul noiembrie. Eu mă uit în contract. Eu vă vorbesc că am prelungit de anul. Eu mi-aduc aminte. Deci noi am fost la prelungire. 33 de luni. Așa știu eu, mi-aduc aminte. Și eu deci... sunt documentat nou. Du-te la contabilitate, domnul Gelu, verifică dacă am dreptate, eu am fost de-a prelungit. Ești prelungit, act adițional, act adițional, ca să termin termenele. N-ar fi fost logic ca eu în momentul în care am certitudinea de conturi de AFIR, pentru că AFIR-ul îți decontează cheltuielile eligibile, nu neeligibile dacă ți le descoperă. Nu, no, dar și atunci, zic acolo. Eu, logic ar fi fost, cam în evidența mea, în ce vrem noi să aprobăm acum, nu era normal și logic ca să avem certitudinea de conturi pe cheltuielile eligibile, care se dea Dumnezeu să fie cele care am propus noi. Absolut, că și alea, adică nu zic că n-ar fi, deci, adică ca logică. Eu doar ca logică. Cu asta și trebuie documentul ăsta ca să depun pentru... Bun, la... acum am înțeles că s-a cerut documentul. Da. Sunt de acord cu el. Că până acum, deci eu vorbisem și cu doamna colegă, cu doamna contabilă, cu colegii înainte, ce sunt bunuri de cum e acum, cum ești scaune astea, nu trebuia să treacă prin HL-ul. Deci degeaba fișa din viertar cu număr cu tot înregistrat și prezentam prop. Dar mă duc acolo și îmi pun X pe roșu și nu mai primesc bani. Deci eu trebuia însu nevoit, eu ca reprezentant al comunei, să fac aici, așa ceva. Să mai vorbiți, care ești, aici ce vedeți. Da? Eu vreau la nu am o familie. Zi de vot. Să punem la vot. Care este pentru?
13, da? 13. Ai ceva pe ordine? Da. Putem o pom. Da, ce vă grăbiți așa? Este pe trecere undeva. Da. Totuși suntem în ședința Consiliului Local Scoarțeni după 2 luni de la când ne-am văzut într-o oară. Pentru că unii veniți după aia să plecă, cam așa e. Să scriu la cuvânt. Da, 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 facem, spune-le. Ce le dăm 3? 3 puncte, facem. Spune-le, facem. Acum mai puteți să scriu. Altceva, ce îți mai scrie? La ce? La ultimul punct. Mai scriu și eu. Dacă mai rămâne ceva după două facem. Puțin, nu. 3 puncte, scurte. A fost în spate. Te-a avut în Narcisa. Spune domnul. Da. Cu două dintre puncte am mai venit Două dintre puncte am mai venit și să ședința trecută. Înlocuirea becurilor este o stradă pe la cimitir, v-am spus și atunci că zero barat. Acolo cu lanterna, cu lumânarea... Nu e dracu, domnule Copol, să vă eclatiți Bogdană, vă spui, vă spus și poate din bine. Domnule Bogdană, care spui, cred că nici nu au fost prin Grigore. A doua, mi ferici. În joi au fost. Auziți, domnul primar, dar veniți dumneavoastră. Eu am și verific. Că veniți dumneavoastră, nici un bec. Dar de nu ți-a. O ați spune prin Dragomireața? Acum, dar o ați spune, nu ați spune la tine, nu? Au venit joi, joi au venit. Cum vreau la tine? La tine, aseară chiar m-am uitat la... Aseară chiar m-am uitat acolo, nici un bec, este un bec la fosta grădiniță și după aia la deal pe uliță spre teren, nimic, zero barat. La fel cei din Bogdănești mi-au spus el. Din loc frumos, doar secretar notează, dar eu am venit și un pic teren, eu nu sunt nebun. Joi. Aseară m-am uitat. Aseară m-am uitat acolo. Nimic? Uite, îmi fac eu timp de seara și vine cu mașina încolo cu ceva și mă uit. Eu chiar vreau să verific. Să fiu sunat ca de toaia. Și în Bogdă, de la Cămin, încolo, de la Cămin de Cimitir. În Bogdănești, cineva mi-a spus că e aceea situație. N-am fost, nu știu exact, dar multe becuri lipsă. Eu. Aici n-a să văd mă. Așa, al doilea. Punctul următor. Au stat. Tot în ședința trecută am spus că am propus ca cei de la ajutor social să păsească prin cimitire, să adune gunoaiele din cimitire. Atunci mi s-a dat răspunsul că nu-i treaba lor. Într-un plan de acțiune chiar descrie clar că cei de la ajutor social trebuie să curățe în cimitir, să cosească și chestia. Așa, bun, este. Și se rezolvă să nu asta. Dar nu vorbesc cu primarul. Bun, și ea va da te ajută. Joi după mergurea și bun. Și ea va da te ajută. Am vorbit, nu interesează pe nimeni. Mai departe, punctul 3. Într-una din ședințele de anul ăsta am stabilit, am acordat, de fapt, titlul de cetățean de onoare doamnei foste directoare, care, dintr-o chichiță găsită într-un regulament de funcționare, nu s-a mai realizat. Da. Propunerea era să modificăm regulamentul printr-o hotărâre. Dacă stăm și ne gândim o leacă, eu înțeleg ce spun. Cine a inițiat, domnule, prima oară, să o facă cetățean de onoare pe doamna? Cred că poate dumneavoastră. Exact, chiar prima oară. La ședința în care i-ați dat negații, doamne, eu n-am fost în vară. Și nu știu nici cine a votat împotrivă și nici cine contra. Eu cu dragă inimă, eu n-am nimic cu doamna, o respect, ești să nu știu. Ai zis, băi, și... Ai zis bine. Ai lipsit că... Eu am ceva potriv. Atenție, ai fost inițiator, eu am spus o chestie, ai susținut-o chiar prin document. Bun, ne-am făcut de râs față de doamna respectivă și față de comunitate. Și cine are bine? Păi ia să vă spun, pe data de 31, sau că eram, nu știu, ultima, când n-ai fost, da. Noi de comun acord aici și am spus lui Vasile, ca să nu mai nebunim cu alte chestiuni, pentru că regulamentul când l-am făcut, l-am votat ca primarul, toți, că acolo am strecurat o chestie, regulament, care nu e în lege. Da? Am zis, facem un proiect de ordine de zi, așa a fost. Și anulăm votul nostru atunci pe ăla, modificăm regulamentul și am intrat în legalitate și Cătălin o cheamă la ședință și îi dă toate chestii. Da, așa a fost. Când am mai făcut-o de două luni, deci, asta e altă treabă. Nu. Așa, uitați-mă ce vă spun. Uitați-vă ce vă spun ca și consilier, că e bine de stabilit înainte, nu-i facem a doua virus. Eu am auzit cu soțul doamna.
soțul doamnei, cum vrei să vorbim, a venit la mine în birou și mi-a spus așa, Cătăline, dacă ai idee că va trece proiectul de consiliu local, vorbește cu consiliere, că doamna nu-și mai vine nevastă, că nu vine să milocească la mine. Da, foarte corect. Da? Dar soțul era mai simplu. Hotărâți-vă, dragi consilieri, că proiectul fac imediat. Bă, dar am hotărât noi. Noi am spus așa. Bă, și nu avem eu nu vorbesc cu copilul. Am spus așa, Vasile, vii cu modificarea statutului prin care am scris un lucru care acolo l-am strecurat fără bază legală. Modificăm statutul, suntem în deplină legalitate cu tot ceea ce am aprobat vis-a-vis de toată treaba asta. Și atunci o chemăm pe doamna într-un caz. Da, a fost discuția de două luni, Cătălin. Da, 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 am vorbit. Cum Dumnezeu? Da, a, da. N-am, că am rămas numai discuție. Asta e altceva. Faptic, dar să, uite, vă rog frumos, cum v-ați întâlnit cum fac ședința viitoare și nu trece doar, nu îi facem eu. Vă rog frumos, dacă vorbim înainte. Nu, nu, dar nu iau, doamne, eu nu iau. Bun, mai aveți ceva de discutat cu mine? Eu nu. Mai chiar spuneți-mi, mare, domnul, dar în ședința următoare să aduceți câți bani s-au strâns din chiriile de la Căminul Cultural Giurești, da? Da, este evident că... Să aveți evidență acolo, da. Că, uite, a trecut atâta timp, aveți grijă. Da, 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 da. Se oprește garanție. Că se oprește garanție, dar ați zis... Și s-a zis, domn președinte. Juvent ați spus acolo, de atâta timp ce sunt montate cu bine. Domn președinte. Nu la bani. Pe mine m-ați șters de pe listă. Păcare ai pus ceva fără bani. M-ați șters de pe lista cuvântătoarelor ca să știu, că dacă nu mă duc în lumea necuvântătoarelor. Banii care luați de pe chirii să faceți acolo reparații, vedeți că este dusă inclusiv și zic pompa aia de acolo. Lăsa votez, președinte. Deci atenție, țineți-vă aparte. Da, așa am înțeles. Așteptați un pic, domnule. Pentru domnul primar, dar și pentru domnul Vasile, că am văzut că totdeauna vă prezintă sinteza consiliului local, chiar dacă sunteți plecat sau prezent, el are foarte mare grijă. Repet, vreau să discutăm toată investiția, drumurile, refacerea drumurilor comunale Scorțeni, pentru că acolo este o sumă extraordinar de mare, cu toate detaliile, deci veniți cu dosarul pregătit la, așa ca informare. De asemenea, e de cea 7.000 ora, că repet, veniți cu dosarul, cu cheltuielile la acel grandios copil, cu copiii, cu micuții, cu dansurile, un proiect deosebit, ca să vedem dacă stăm bine cu bănuții, dacă eficiența este. De asemenea, vă rog să veniți cu acel contract care l-a cerut colegul Mircea în ședința anterioară, de sponsorizare pentru subiectul dansuri de la nu știu ce societate, Terimbuf, SRL, Bacău, Scorțeni, Moinești, da. Deci astea trei documente vreau să le discutăm, ca informare, ca vă punem întrebări, răspundeți. Dar asta este ca să ne privim în față, să ne respectăm. Trebuie să și, dacă eu cer din decembrie niște documente și dumneavoastră niciodată, totdeauna am uitat de ele, eu ce pot crede? Nu cumva am și eu niște suspiciuni că nu se vrea? Vii cu o prezentare a cheltuielilor în care nu înțelege nimeni nimic. Poate voi care lucrați cu cifrele zilnic, poate da, nu pot să pun o întrebare. Oare iar nu mă gândesc că ceva scăție? Păi când o să eliminați în activitatea dumneavoastră această opacitate în a prezenta cu transparență, da? Toate elementele astea, cu siguranță o să fim mai buni prieteni și o să ne privim mai frumos. Mă, eu opac nu sunt, chiar își dați banii. Da, am văzut 5 luni de zile, cu televiziunea liberă Scorțeni nu a venit la serviciu. Te-am promis la ședința de atât. Nu mi-ai promis nimic. Ba da. Nu. O zis, vezi? O să vină. O zis, da, da. Dar 5 luni de zile dumneavoastră ați văzut că noi am luat o atitudine și nu a fost nimic. Dacă ai atitudine pozitivă, ce mâine te mea? Doamna, doamna televiziune vine să facă, ce vrei, să facă propagandă sau ce? La tine. Ești mea nici dumneavoastră. Se poate. Să ia banii mobilității, nu sunt pentru mazoare nene. Ești mea nici dumneavoastră. Gata, nu mai să ședim. Președinte, vă mulțumesc. Nu, astea s-a vizit.